ședința ordinară din data de 21.04.2021. Dăm cuvântul domnului secretar să citească procesul verbal de la ședința anterioară. Secretarul General al Părții Comunale de Declarații de Avere și Interese și a arătat pe domnul consilier să-i decretea până pe data de 15 aprilie 2021. Totodată, a informat consiliul local că acest înscris în punct de vedere de la ANI, în legătură cu o posibilă stare de incompatibilitate a domnului consilier local de acord cu Cristinel și un posibil conflict de interese a domnului consilier local de pădatul Ioan. Domnul consilier local Ioan și deputatul Ioan au predat formularul de evaluare a activității profesionale a secretarului general pe anul 2020. Aceasta a primit calificativul de foarte bine cu o notă de 4.96. Evaluarea a fost semnată și de către domnul primar Gheorghe Costel. Domnul primar a dat citire proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Domnul consilier local Pișcu Florin l-a propus pe domnul Deliu Vasile, iar domnul consilier local Panaite Ioan l-a propus pe domnul Bobo Valentin. În urma exprimării voturilor, a fost ales ca președinte de ședință pe perioada de 3 luni domnul Deliu Vasile, care a fost votat 11 voturi pentru și un vot împotrivă de către domnul Panaite Ioan. Domnul Deliu Vasile a dat citire ordinii de zi. Proiectele de hotărâre supuse dezbatere au fost următoarele. Primul, alegerea președintelui de ședință. Al doilea, modificarea organigramei și a statului de funcție a aparatului de specialitate a primarului Varada. Al treilea proiect, aprobarea strategiei de dezvoltare socioeconomică durabilă de a comunului Varada. Al patrulea proiect, solicitarea comunului Varada a protecției asigurării de acolo, în vederea finanțării activității de protecție de fiile zilegiale în sfoane și manica. Al cincilea proiect, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunului Parama de Cucu. Al șaselea proiect, depătarea propunerii de transport de la domiciliul la serviciu de funcționare de funcție personală contractual din cadrul primăriei Comunului Parama. Ultimul proiect, scoaterea de credință fiscală a sumei de 1.160 de lei provenită din amendă contravențională a debitorului de vânt, primar Leonard. Ordinea de zi a fost votată cu unanimitate de voturi. Secretarul general a dat citire procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.01.2021, care a fost votat cu unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire proiectului de hotărâre privind modificarea calendarului și a statului de funcție al cadrului de specialitate al primarului Comunei Parama din Bacău. Secretarul general a explicat necesitatea modificării calendarului și a statului de funcție datorită promovării în clasa a unui final de execuții. Necesitatea modificării planului profesional de procedură de ocupare a titlului de inspector contabil în prezent la față, pentru că deși s-a încercat scoaterea la concurs la postul, nu s-a prezentat cineva care să aibă o vestiune în specialitate de minim 7 ani. Și nu în ultimul rând, alături de această situație în numărul de asistență personală pentru persoane încadrate în grad de handicap. Domnul consilier local, Florina, cer ca postul de bibliotecar să fie realizat în momentul în care activitatea de drept și comunale nu justifică o normă întreagă. Secretarul general a ridicat că în prezent a solicitat prin notă internă doamnei bibliotecare realizarea unei evidențe electronice a primărilor de carte din bibliotecă, surcât intenționează postarea acestei evidențe pe site-ul primăriei și inițierea unei campanii care să popularizeze cititul în rândul tinerilor. În legătură cu aspectul legal al cererii al domnului consilier, aceasta l-a urmat să realizeze un proiect de hotărâre în acest sens, care să urmeze întreaga procedură prevăzută de lege. Secretarul general și-a exprimat nevoirea în legătură cu patru prezente de SAR, un aviz al Ministerului Ministerului de Cultură. Domnul Pișcu Florin a declarat că primăria nu se supune acestui fond și nu vede necesitatea consultării acestuia. Doamna secretară executată din punct de vedere metodologie, subordonăm aceste instituții. Proiectul privind modificarea organigramei și a statului de funcții a fost votat cu unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire proiectului de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare socioeconomică durabilă a Comunei Parama cu Cipacov în perioada 2020-2030. Proiectul nu a necesitat dezbatere, pentru că domnul consilier a cunoscut în care oportunitatea apropo de acestui proiect și l-au adoptat cu unanimitate de voturi.
În continuare, domnul primar, a ținut proiectului de hotărâre privind asocierea Comunei cu Araba, subiecția SPC Bacău, în vederea finanțării activității de protecție rezidențială a persoanei cu handicap. Domnul primar a explicat de ce este necesară aprobarea unui asemenea proiect. Doamna secretar, a solicitat sprijinul consilierilor locali în privința unui proiect alături de sprijinirea la direcția SPC Bacău, în vederea sprijinirii familiilor nevoiașe cu mulți copii, prevenirea abandonului și a instituționalizării. Proiectul constă în reabilitarea locuințelor acestor familii sau achiziționarea unei locuințe care să nu depășească valoarea de 5.000 de euro. În acest sens, secretarul general a rugat să fie sprijinită în găsirea unei asemenea imobile. Domnii consilieri locali au întâmpinat proiectul cu entuziasm. Domnul primar a explicat că nu este la prima colaborare în acest fel și că până acum s-au înregistrat rezultate pozitive ca urmare a acestui plin de colaborare. Domnii consilieri, unanimitatea au promis că vor încerca să ne acorde tot sprijinul. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Parala și de Bacău. Secretarul general a explicat de ce este necesară reaprobarea acestui regulament al Consiliului Local și anume datorită modificărilor și completărilor survenite de urmarea apariției ordinului 25/2021 și a arătat președinții și secretarii Consiliului de Specialitate să stabilească în cel mai scurt timp o zi din care să se adună împreună pentru a dezbate aceste noi proceduri în vederea implementării lor. Proiectul a fost votat cu unanimitate de voturi. S-a dat citire proiectului privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliul la serviciu pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul primăriei Comunei Parala. Domnul primar a ținut să fie specificat în hotărâre că această facilitate se va acorda doar persoanelor care fac naveta. Secretarul general a promis că va efectua această specificație la momentul întocmirii hotărârii. Ultimul proiect de hotărâre a fost cel ce privește scoaterea din evidența fiscală a sumei de 1.160 de lei provenite din amenda contravențională a debitorului defunct Ichim Marius Leonea, care a fost adoptată în unanimitate de voturi. Domnul consilier local, Enache Constantin, a întrebat care este stadiul încasărilor la bugetul local din debitele ce reprezintă amenzile neachitate. Secretarul general a spus că intenționează să demareze procedura de trecere a amenzilor neplătite în efectuarea de muncă în folosul comunității. În acest sens, a realizat o evidență a datornicilor. Totodată, spunea faptul că hotărârea adoptată de Consiliul Local în luna ianuarie de a anula accesoriile debitelor pentru cei care le plătesc până la data de 31 martie s-a bucurat de un real succes, întrucât fiecare debitor aflat în această situație a fost notificat în scris și astfel încasările la bugetul local au crescut consistent. Totodată, a semnat necesitatea încheierii unui contract de prestări serviciu cu un avocat care se întâlnește de oarte parava în viitoare procese care vor avea ca obiect solicitarea partajului pentru patrimoniile persoanelor decedate și care au datorii față de bugetul local, precum și încheierea unui contract de aceeași natură cu un birou de executori și judecătorești în vederea realizării de executări silite pentru recuperarea creanțelor de la debitorii persoane fizice și juridice. La capitolul diverse, domnul consilier local Lepădat Ioan a adresat întrebări domnului viceprimar cu privire la instalația de canalizare, în sensul dacă aceasta este operațională. Domnul viceprimar a răspuns că aceasta este operațională. Domnul Lepădat Ioan a atras atenția că este necesar un regulament privind aruncarea deșeurilor și anume de instituirea unor amenzi și a unei proceduri de aplicare a acestora. Totodată a întrebat pe domnul primar în ce măsură se realizează colectarea bunurilor în mod selectiv la nivelul comunei. Domnul primar a răspuns că acest proces este în plină implementare. Domnul președinte, ședința a adecvat ședința închisă și a mulțumit pentru participare, pentru care am încheiat prezentul proces de bani. Mai adaug ceva? Nu. Supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Ce este? Astăzi avem pe ordinea de zi 11 proiecte de hotărâre. Proiectul numărul 1. Aprobarea metodologiei cuantumul maxim și situațiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local în baza legii 416/2001. Inițiator primar Gheorghe Costel. Proiectul numărul 2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2021 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2022-2024 al Comunei Parava, județul Bacău. Inițiator, primat, Gheorghe Costel. Proiectul numărul 3.
Aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Parava și a bugetului activității financiare de venituri proprii aferente anului 2020. Inițiator primarul Sfânteni. Primul urmat. Indexarea impozitului și taxelor locale pentru anul 2022 cu rată de infracție de 2,6. Inițiator primar Diego Costel. Proiect numărul 5. Aprobarea inițierii demersurilor pentru reactualizarea planului urbanistic general și regulamentul local de urbanism aferent comunei Parava, județul Bacău. Inițiator Diego Costel. Proiect numărul 6. Stabilirea taxei speciale percepută pentru legalizarea actelor și a semnăturilor realizate de secretarul general al Comunei Parava, județul Bacău, inițiator primar Dedi Costel. Proiect numărul 7. Stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care persoanele care au săvârșit infracțiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă în fostul comunității ca obligații stabilite de către instanța de judecată. Inițiator primar din Costel. Proiect numărul 8. Aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planului de ameliorare teritoriului din Comuna Parava. Inițiator primar din Costel. Proiect numărul 9. Aprobarea regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și domeniile în care acestea se pot institui. Inițiator primar Costel. Proiect numărul 10. Aprobarea strategiei locale de dezvoltare și a serviciului de iluminat public al Comuna Parava, județul Bacău. Proiect numărul 11. Proiect de hotărâre privind de exploatarea pășunilor aflate în proprietatea privată a Comunei Parava. Inițiator, domnul Diego Costel. Și proiect numărul 12, diverse. Supun la vot proiectul ordinea de zi. Ce este pentru? Toată lumea, dintre de lume. Dăm cuvântul domnului primar la primul proiect de hotărâre. Mulțumesc, doamnă ședinte. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei contului maxim și situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local în baza legii 413/2001. Consiliul Local al Comunei Parava, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară la convocarea primarului conform prevederilor articolului 39, având în vedere prevederea articolului 80 din legea 24/2000, republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, prevederea articolului 28 alineatul 2 din legea 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, prevederea articolului 41, articolul 42, articolul 43, articolul 44, articolul 45, articolul 46, articolul 47, articolul 48 din hotărârea de guvern numărul 50 din 2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificări și completări ulterioare, prevederea articolului 11, articolul 15, articolul 16 și articolul 129 din legea 292 din 2011, asistenței sociale cu modificări și completări ulterioare, prevederea articolului 24, articolul 25 din legea 116 din 2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu modificări și completări ulterioare, văzând raportul de specialitate numărul 1973 din 1504-2021 al Compartimentului de Asistență Socială privind aprobarea metodologiei cantonului maxim și situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local, în act de avizul favorabil al Comisiei de Specialitate și în temeiul prevederii articolului 129 aliatul 1 din codul administrativ, propun. Articolul 1. Se aprobă situațiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență, precum și cuantumul maxim al acestora, conform anexei 1, ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență în baza legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare conform anexei 2 care face parte din prezenta hotărâre. Articolul 3. Compartimentul de asistență socială va lua toate măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 4. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice altă prevedere comunitară. Contrar. Secretarul General al Comunei Parava va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate prin compartimentele de asistență socială. Vă citesc anexa 1 și 2, le-ați avut la mapă? Da, primul.
Știm, am văzut. Nu ne ținem doar la secretarii mei. Toate informațiile. Dorește ceva? Am decidit. Domnul consilier, dorește ceva să ia cuvântul? Nu. Nu? Supune la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Cine este pentru? Pune-te-te votul. Dăm cuvântul domnului primar la proiectul numărul 2. Aprobată bugetului, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2021 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2022-2024 al Comunei Parava, județul Bacău. Consiliul local Parava, județul Bacău, având în vedere adevăratul de aprobare a primarului Comunei Parava, adresitațul numărul 1961 din 15.04.2021, raportul de specialitate din statul numărul 1944 din 14.04.2021, întocmit de doamna Echim Gina Maria, inspector superior, clasa 1 din cadrul compartimentului financiar, contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări, buget, gestiunea al aparatului de specialitate a primarului. Adresa numărul 77 din 10.01.2021, emisă de ANAF, a serviciului de sinteză, asistență, elaborări și execuția bugetelor locale. Adresa numărul 83 din 15.01.2021, emisă de ANAF, a serviciului de sinteză și asistență a elaborării și execuției bugetului locale. Adresa numărul 285.11.02.2021, emisă de ANAF, a serviciului de sinteză și asistență a elaborării execuției bugetului locale. Adresa numărul 2354 din 07.02.2021, emisă de Consiliul Județean Bacău. Anunțul numărul 1913 din 14.04.2021. În vedere temeiile juridice ale. Articolul 129, aneatul 2, litera B. Aneatul 4, litera A. Articolul 155, aneatul 1, litera C. Și aneatul 4, litera B. Din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ. Articolul 34, aneatul 2. Articolul 58 din legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Legea numărul 15 din 08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021, avizele cu caracter consultativ a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Parava și temeiul prevederilor articolului 133 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1, articolul 136 alineatul 8, articolul 136 alineatul 1 litera A, articolul 139 alineatul 1 și alineatul 3 litera A, articolul 140 alineatul 1, articolul 197 alineatul 1 litera A și articolul 243 alineatul 1 litera din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ propun. Articolul 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Parava, județul Bacău pe anul 2021 în conformitate cu anexa numărul 1 ce face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă lista de investiții pe anul 2021 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local și USLA pentru Comuna Parava, județul Bacău conform anexei 2. Articolul 3. Se aprobă estimările privind secțiunea de funcționare pentru anii 2022-2024, conform anexei 3. Articolul 4. Se aprobă estimările privind secțiunea de dezvoltare pentru anii 2022-2024, conform anexei 4. Articolul 5. Anexele 1, 2, 3 și 4 sunt parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 6. Reducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se deținează primarul Comunei Parava prin aparatul de specialitate. Articolul 7. Prezenta hotărârii va fi comunicată instituției prefectului județul Bacău, primarului Comunei Parava și compartimentului de specialitate. L-am dezbătut duminică. Dacă credeți că mai... o mai avem ceva de duminică până acum? Nu. No. Ce rost are dacă ne-am bătut aici și ne-am provocat? Dar părintele l-ați anunțat, cum stai aici? Preoții am anunțat eu, preotul de la Parava cu preotul de la Rădoaia au o slujbă, o sfântă masă astăzi la biserica din Rădoaia, preotul de la Drăgușani. Știa preotul de la mănăstire, știa. Adică i-a spus suma care... Le-am spus de sume, dacă vreți veniți, dacă vreți nu veniți. Au fost. Noi atât am putut acorda. Au fost, părinte. Au fost. Au fost. Dar fost da, ne-am explicat un pic ce sumele și totul ok și au plecat. Să scrie. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Da, s-au făcut modificările care le-a stabilit noi atunci.
Da, cum să? S-a făcut, da. Dar am fost de acord să primim exact. Da, sau... da. Da, s-au făcut pentru că așa au fost discuția. Că nu depun să amendament, se fac modificări de direct. S-a ocupat domnul președinte a Comisiei Bugete și Finanțe cu doamna Lepădată și cu modificările de luna pe mouă. Nu mai pot să rămân marea hrană pentru oameni și medicamentele de la să rămân la revoltare, dincolo trebuie să ducem bani în altă parte, la rectificare. Noi, oricum, îți trebuie de două ori. Am vrut doamna Lepădată și de. Asta e. Nu știu dat seama nici atunci în moment și îi puteam o de-aia. Da, o simt da. Da. Să pun la vot. Am mai dorit să da. Da, în primul rând, vreau să mulțumim tuturor care au fost invitați la elaborarea bugetului local pe anul 2021. Eu cred că este un buget echilibrat. Și, sigur, de acum puteți să vă realizați tot ceea ce v-ați făcut. Un singur lucru aș vrea să mai spun. Dacă și domnul contabil l-a studiat și poate dânsul poate să ne mai spune câte ceva, sau? Din păcate, astăzi am venit eu, da? Nu am avut timp să-l studiez. Urmează ca zilele următoare să mă uit peste el și probabil că am dat și să voi putea spune mai multe despre buget. Da, dar, sigur. Nu pot să mă pronunț, nu pot. Da, dacă... Bine, vă spun de acum, după 1 iunie, se poate face rectificări, noi suntem dispuși la orice solicitare. Mă bucur să vă mulțumesc. Da. Doamna secretară, dacă doreți să specifici din procesul verbal, bani pentru biserici, să fie fiecare sat în parte. Bani pentru biserică, da. Să fie trecut pentru fiecare sat în parte. Deci 10.000 pentru trebuie, 10.000 schituri, 10.000 de lucruri, cum au fost împărțit fiecare, da? Dacă
Asta e altceva. Asta e altceva acum, dar astăzi. De 10.000 se intrate, 10.000 se intrate Paraba, 10.000 se intrate Răgușani. Dar Răgușani nu. Nu, doamnă. Dar Răgușani nu zici. Tot am, trebuie să am închid. A. Dar Răgușani nu zici. 10.000 la schid, la biserica de la schid. La mănăstire. La mănăstire. La schid. Părerea opus pe parohie, i-am dat la fiecare, el știe ce face, domnule. Vă rog, părerea opus pe parohie, i-am dat ce face. Guvernul numărul 57 din 2019 prin votul arătării propun.
Articolul 1. Se aprobă execuția bugetară privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuielilor al Comunei Balada și a bugetului activității finanțate prin venituri proprii la nivelul anului 2020, așa cum este prevăzut în anexa 1. Articolul 2. Anexa 1 face parte integrantă din prezentă autorării. Articolul 3. Trimiterea secretarului Comunei Balada de Bacău, prezentă autorării va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Instituție Prefectului Județului Bacău, Planul Comunei Balada și Comandantul de Specialitate. Cum s-o citesc? Da, cum citesc? Da, nu, citesc? Da, ce să repetăm ce e mai făcută, da? Dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Supunem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Da. Articolul 2. Prezenta autorării va fi afișată la vizerul instituției și pe site-ul
primăriei Baraba. Articolul 3, secretarul Comunei Baraba va comunica prezent autorului persoanelor și autorităților interesate. Aici nu avem ce să adăugăm. Un avot proiectul numărul 4. Cine este pentru? Trece la proiectul numărul 2. Proiectul numărul 5. 5. 1. Rotuma, aveți proiectul. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor pentru reactualizarea planului urbanistic general și regulamentul local de urbanism al Academiei Comunei Baraba pentru Bacău. Consiliul local Baraba, având în vedere referatul de aprobare în 1763, inițiat de primarul Comunei Baraba, având la bază referatul de specialitate rezistat în 1762 din 504-2021, întocmit de către doamna de acum, Maiala Tatiana, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Baraba, privind necesitatea inițierii demersurilor pentru reactualizarea planului urbanistic general și regulamentul local de urbanism aferent Comunei Baraba, județul Bacău. De vedere articolului 27, litera B, articolul 46, alineatul 1, alineatul 1 cu 6, alineatul 1 cu 7, alineatul 1 cu 8, alineatul 4. Articolul 56, alineatul 5 din legea numărul 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificări și condiționări ulterioare. Prevederea articolului 21, articolul 23, alineatul 2, articolul 31, alineatul 4 din normele metodologice de aplicare a legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a documentației de urbanism aprobat prin ordinul BDRAP numărul 233/2016 cu modificări și condiționări ulterioare. Prevederea articolului 3, articolul 4, articolul 9, alineatul 1, articolul 22 și articolul 25, alineatul 1 din metodologia de informare, consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare teritoriului și de urbanism, aprobată prin ordinul moderat numărul 2701 din 2010, cu modificări și completări ulterioare. Prevederea articolului 129, alineatul 2, litera C și alineatul 6. Litera C. Articolul 139 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind votul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Raportul de avizare a Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local al Comunei Baraba. Hotărârea Consiliului Local Baraba numărul 3 din 2001 privind aprobare PUC. Hotărârea Consiliului Local Baraba numărul 37 din 2016 privind prelungirea valabilității PUC. Hotărârea Consiliului Local Baraba numărul 10 din 2019 privind prelungirea valabilității PUC. Și în temeiul articolului 136, alineatul 1, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, prin codul administrativ cu modificările și modificările ulterioare, propun. Articolul 1 cu 1. Consiliul Local al Comunei Baraba aprobă inițierea demersurilor de reactualizare a planului urbanistic general al Comunei Baraba și a regulamentului local de urbanism aferent acestea, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Baraba numărul 3 din 2001, prelungită valabilitatea prin hotărârea Consiliului Local Baraba numărul 37 din 2016 și 10 din 2019. Articolul 1 cu 2. Consiliul Local al Comunei Baraba aprobă ca primarul Comunei Baraba prin dispoziție să nominalizeze din aparatul de specialitate persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului pentru deplinirea atribuțiilor legale privind informarea și consultarea publicului în toate etapele procesului de actualizare a planului urbanistic general al Comunei Baraba și a regulamentului local de urbanism aferent acestea. Articolul 2. Se vor aloca sume din bugetul local în vederea atenționării contractului de prestări servicii pentru actualizare planului urbanistic general al Comunei Baraba și a regulamentului local de urbanism aferent PUC-ului. Articolul 3. Cu ducerea realizării prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Baraba și funcționarul public de execuție din cadrul comandamentului de urbanism. Articolul 4. Prezentarea hotărârii va fi atacată în concedenții la condiționarea administrativă. Articolul 10. Secretarul General va comunica hotărârea principiului pentru județul Bacău, compartimentului urbanism din cadrul comunii, primăriei Comunei Baraba, primarului Comunei Baraba și va fi afișat în site-ul primăriei. Deci, la PUC, acum suntem în faza de avizare. Luni am avut întâlnire cu arhitectul, am luat avizele, deja am început distribuirea lor. Mai avem ceva de distribuit. Se lucrează greu, se lucrează nici măcar online, doar prin poștă. Încercăm. Săptămâna asta, cealaltă, să fie toate distribuite, să încercăm să le obținem cât mai repede, să trecem în etapa următoare. Dacă aveți alte întrebări, de viitoare la bună. Dar ați început de anul trecut, care vă spuneați. Da. Da.
Deci anul trecut s-au făcut reambularea, s-au făcut măsurătorile, studiul, topul asta înseamnă măsurătorile, geo, și cam atât. Dacă nu mai sunt completări, supunem la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Aveți cuvântul la proiectul numărul 6, domnule. Da, proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale percepută pentru legalizarea actelor și asemnăturilor realizate de secretarul general Comunii Parava, județul Bacău. Muncii local al Comunii Parava, județul Bacău. Luând în considerare raportul de specialitate întocmit de secretarul general al UAT Parava, referatul de aprobare realizat de către primarul Comunii Parava, județul Bacău, raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunii Parava, având în vedere prevederile articolului 243 alineatul 8 litera A și B din codul administrativ, articolul 30 și 68 din legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, articolul 17 din legea numărul 36 din 1995 privind notarii publici și activitatea notarială, ordinul 2033 PC din 24 iulie 2013 privind aprobarea regulamentului de aplicare a legii notarilor publici și activității notariale numărul 36 din 1995, articolul 173 alineatul 1 litera B, alineatul 3 litera C și articolul 182 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 prin codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, legea 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, legea numărul 52 din 2003 privind transparența decizională, avizul favorabil al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local și în temeiul prevederii articolul 129 alineatul 4 litera C, articolul 139 alineatul 3 litera C din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, propun articolul 1 se aprobă ca secretarul general al UAT Parava să efectueze A. Legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părți în vederea acordării de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor a beneficiilor de asistență socială și serviciilor sociale. B. Legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părți cu excepția înscrisurilor sub semnătură privată. Dacă aveți întrebări, aici se pune, doamna secretar. Da. Adică care ar fi documentele pe care doamna le poate legaliza? Nu? Ce v-am pune câteva documente? Modalitatea de... Sau merg pe tot și vedem da. Și taxa și pe urmă... Bun. Articolul 2. Taxa pentru operațiunea prevăzută la articolul 1 litera A este de 45 de lei plus TVA, iar taxa pentru operațiunea prevăzută la alineatul 1 litera B este de 4 lei plus TVA. Articolul 3. Procedura acestor operații este prevăzută în anexa 1, care este parte integrată din prezentul hotărârii. Articolul 3. Procedura realizării acestor operațiuni este prevăzută în anexa 1, ce face parte integrată din prezentul hotărârii. Articolul 4. Taxele ce sunt percepute pentru realizarea legalizării constituie venit la bugetul local. Articolul 5. Împotriva acestei hotărâri, persoanele interesate pot face contestație în termen de 15 zile de la afișare sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea, se întrunește și deliberează asupra contestațiilor primite. Prezenta hotărârii poate fi atacată în condiții prevăzute de lege, contenciosul administrativ. Articolul 6. Prezenta hotărârii va fi afișată la ziarul instituției și pe site-ul primăriei Parava. Articolul 7. Secretarul Comunii Parava va comunica prezenta hotărârii persoanelor și autorităților interesate. Duminică se discuta ceva despre taxă, că e mai mare. Dacă aveți alte propuneri, să le discutăm acum. Păi, cu TVA pot să duce la 50 ceva de lei. Dar 50. Poftim? La 50 ceva de lei. 50. Păi, eu nu... Nu 50. Nu 50. Dar nu 50. La 50. La 50. La 50. Așa spune legea, dar eu cred că spune legea pentru că notarii sunt de liberă practică și îi pot percepe TVA, dar noi... Dar nu știu. Doamna secretară, comparativ cu tarifele aplicate de notariat. Da, vreau să spun. Deci la notari, m-am uitat pe site-urile notarilor, știți?
la prețuri la notar. Legalizarea simplă a documentelor pe pagină e de 6 lei. Noi am pus 4,5 lei. La semnături e 60 de lei, eu am pus 45 de lei. Că n-am cu tot cu TVA inclusiv. Da, deci la ei tot cu TVA apare și așa am băgat și eu cu tot cu TVA. Acum, dacă nu s-o percepe la noi TVA, nu o să percepem TVA. Vă dați seama că domnul... Asta. Și dacă o fi nevoie, fac rectificare la hotărâre. Dar așa am văzut că se percepe cu TVA, am luat și eu cu percepere de TVA. Sincer, nu știu. Sunt obligată să fac această, acest proiect de hotărâre, această hotărâre de fapt, pentru că până acum, într-adevăr, era prevăzut în lege, dar nu prea ținea lumea seama de chestia asta. Am văzut o notă de control a prefecturilor, așa, și printre alte chestii, întrebau și de lucrul ăsta. Va trebui ca primăria să comande două ștampile speciale de legalizare, una legalizare acte și una legalizare semnături. Nu cred că vor fi foarte multe persoane, pentru că mai majoritatea vor prefera să meargă la notariat. Ba să știți că vor veni mai ușor că la notar trebuie să stai acolo și să... Nu știu ce să spun acum. O să fie, pentru că foarte mulți își fac cadastru sporadic și da. La OCP-ile trebuie copii după titlul legalizat. Și atunci se vede și omul la notar. Dar se duci la notar. Eu am fost pentru mama la o propunere, să spunem. Puteți face și o propunere aici dumneavoastră? Dar la secretară? Procure puteți să face? Nu. Nu puteți face. Da, dar înțeles. Numai legalizare, dar... Autentificare. Autentificare, da. Da, deci nu am voie să fac autentificare, pentru că aș încălca legea notarilor publici. Și nu se poate așa ceva. Legalizarea oricărui document, nu? Da, cu excepția celor sub semnătură privată. Pentru că dacă vii cu contract, ce înseamnă actele sub semnătură privată, sunt actele încheiate de către părți și nu necesită formalități speciale. Gen autentificare, gen dat în fața unor autorități. Adică eu cu Gogu fac un act, eu îl împrumut pe Gogu, cu martor, cu nu știu ce, eu nu pot să legalizez acel act. Pentru că, repet, nu necesită formalități speciale, în mod normal, în asemenea. Dacă vor, merg la notariat și fac lucrul ăsta și notarul autentifică deja. Iată mâncare de pește. Așa. În rest, toate celelalte. Copii după diploma de studii, după actele de stare civilă, după titlul de proprietate, după... În general, orice emis de un organ al statului. Teoretic, pot pune barapa și nu pot legaliza. Deci, am și încheierea de legalizare semnătură. Vine cu un scrisul și legalizez și certific semnătura. Adică spun, da, domnule, semnătura asta de pe documentul ăsta este a lui Gogu. Atât pot să spun. Nu pot să spun, n-am voie să spun dacă e și adevărat ce scrie în actul respectiv. Spun doar că semnătura lui Gogu. Dar Gogu și-a asumat responsabilitatea ceea ce a scris acolo, nu eu. Înțelegeți care e diferența? Deci eu nu pot să spun că ce a declarat Gogu este adevărat. Că n-am cum să verific asta. Dar pot certifica faptul că semnătura de pe actul acela este semnătura lui Gogu. Asta era diferența. Contrabit cu dare cu cadastru? Dacă este legalizat, deci depinde ce contract de vânzare cumpărare, stați puțin, despre ce vorbim? Imobil. Ăla automat se face la notar, pentru că cere formă autentificată. Dacă veniți cu el la mine în copie și îmi cere să-l legalizez, pot să fac asta. Înțelegeți? Dar nu-l pot încheia eu. Dacă originalul lângă... Dacă originalul, evident. Deci veniți cu buletinul, originalul, mă uit, văd, compar, legalizez. Poți să spun ce ceva? Vă rog. Da. Acest proiect este foarte privit la Comuna Pantala. Dar dacă mai scădem un pic tasa asta, zic că ar fi și mai bine. Am pus mai puțin decât am văzut la notar. Nu e... Spuneți mai puțin, de tot început, da? 50%.
Propuneți o valoare, o votăm și asta. Propuneți să o luați. 30 de privative.
suntem asus, dar după ce doam citit proiectul de hotărâre. Am rămas? Așa, neprivative de libertate. Înlocuirea pedepsei amenzii neexecutate cu muncă în folosul comunității, articolul 64, amânarea aplicării pedepsei, articolul 85, alineatul 2, litera B, suspendarea sub supravegherea executării pedepsei, articolul 93, alineatul 3, văzând prevederile legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative publicate cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile articolul 105, alineatul 1 din codul administrativ, legea numărul 253/2013 privind executarea pedepselor la măsurilor educative și altor măsuri deprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, codul de procedură penală aprobat prin legea numărul 135/2010, legea numărul 53/2001 privind codul muncii, legea numărul 252/2013 privind organizarea și funcționarea serviciilor de probațiune, hotărârea Guvernului numărul 1079/2013 privind aprobarea regulamentului de aplicare dispozițiilor legii numărul 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, și întemeiem pe mediul articolului 129 al 1 din codul administrativ, Consiliul Local propune. Articolul 1. Se aprobă domeniul serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni sau persoane care au fost sancționate contravențional și care pot presta activități în folosul comunității, după cum urmează. Activități de curățenie și întreținere în spații verzi, în școli, grădinițe, primărie și în jurul acestora. Lucrări de întreținere și curățenie la terenul de sport. Lucrări, zugrăveli, vopsitorie la școală și alte instituții publice. Colectarea selectivă a gunoiului de pe văile cursurilor de apă, acostamente, îndepărtarea listelor vegetale și strângerea acestora tăiat de iarba vegetației forestieră. Spargerea lemnelor și stocarea lor la școală, primărie și grădinițe. Decolmatarea șanțului gol și canalelor de preluare a pluviale din domeniul public și privat al Comunii Parava. Lucrări de întreținere a acostamentului pe lungimea drumurilor comunale și întreținerea pe debreaza Comunii Parava. Plantare de flori, săpat și udat plante ornamentale, săpat cu cazbaua. Pentru planta flori, privit flori, măturat alei, băruit pomi și borduri, vopsit bănci, garduri și coșuri de gunoi. Lucrări de salubrizare, colectare selectivă a gunoiului de pe străzile comunale, peturi, mase plastice, cartoane și hârtii. Articolul 2. Programul de muncă, precum și normele privind executarea de activități în folosul comunității, stabilite privind legii și regulamentul prevăzut în anexă la prezenta hotărâre. Articolul 3. Contravalarea unei ore de muncă în folosul comunității se stabilește după următoarea formulă. Salariul minim brut pe țară, pe numărul de ore pentru un program complet de lucru stabilite prin actele normative în vigoare la data transformării amenzii contravenționale în prestarea unui serviciu în folosul comunității. Articolul 4. Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătorești, privind sancțiunea prestării unei sancțiuni, compartimentul taxe și impozite va opera stingerea obligațiilor fiscale reprezentând amenzile pentru care contravenienții au prestat activități în folosul comunității. Prezenta hotărârii se comunică, articolul 5, prezenta hotărârii se comunică instituții prefectului județului Bacău, judecătoria Bacău, tribunalul Bacău, compartimentul taxe și impozite, postul de poliție Parava, domnului viceprimar al Comunii Parava și primarul Comunii Parava. Aici, dacă mai vreți să explicați, de doamna secretar, mă duc până în sus la domnul vice, cred că are nevoie de ajutor. În ceea ce privește cei care au amenziile,
Este o întreagă procedură. Mă refeream la alte care au făcut ori în frunzi comunități. Da, sunt fapt. Două persoane și sunt în lucru cazurile. Sunt în lucru. Se vor înmulți persoane care presta muncă în folosul comunității. Da, se vor înmulți pentru că eu am făcut adrese și am primit și răspunsul de la, la ITM, la OCPI, la Registrul Comerțului, că n-am primit, la serviciul de permise și matriculări auto, la DGASPC, deci la toate, la ANAF, încă n-am primit răspunsul, dar aștept și pe ăla. Așa, prin care am făcut adresa internă către colegii mei la Registrul Agricol, la Registrul Taxe și Impozite, să-mi spună care nu știu ce ne figurează dacă au venituri. O parte din ei deja am văzut, chiar deși se spune că n-au venituri, au venituri. Au și câte două, trei mașini unii, dar nu se exact, exact, domnul Piș, poate dreptate. Mi-a venit comunicare de la... de la permise, de la serviciul de permise și matriculare auto și am rămas foarte uimită cam așa un teac de asta, că eu l-am trimis cu CNP-ul, l-am trimis la acolo. Și în momentul ăsta am văzut că dacă au cu mașini, va trebui să iau legătura cu executor și judecătoresc. Trebuie să încheiem un contract de servicii cu un executor și judecătoresc și se va pune mai întâi sechestru pe mașină. Și după aceea, dacă nu, se scoate la licitație, mergem pe întregul... Dar presupun că nu o să le convină să își piardă mașina. Presupun, nu știu. Așa. Asta ar fi cea mai bună variantă. Și, într-adevăr, am făcut... l-am rugat pe domnul primar să dea dispoziție și a dat în sensul acesta, pentru că legea îmi cere lucrul acesta, s-a dat dispoziție prin care s-a format o comisie care se va deplasa în teren și va efectua anchete sociale pentru cei cu amenzi, special pentru cei cu amenzi, care vor fi trimise la instanță, poftim? Și nu numai, și cei care sunt datori, efectiv, primăriei, care fidează bunicul comunii și care mai și discută la adresa cu vai doamne, cer foarte multe lucruri, să li se asfalteze, să li facă canalizări, să li facă nu știu ce, dar ei nici nu contribui la bugetul primăriei cu nimic. Dar asta este o chestie care ține de disprețul față de întreaga comunitate. Pentru că unii oameni sunt corecți, îți plătesc impozitele, așa, și ceilalți se sfidează, spune, bă, mie merge, nu plătesc și uite, așa. Eu cred că acest lucru ar trebui să se schimbe la nivel de comună afară. Adică, nu se lege, și trebuie aplicată. Așa zic eu. Doar banii care se strâng, noi băgăm noi. O parte, deci aproximativ 20, cred, nu sunt sigură, dar cred că aproape 20 de, dintre contravenienți li se va pune copiile pe salarii, pe venituri, pentru că mi-au venit de la ITM că sunt și angajați din ei. Deci au, teoretic, pe ce să li se pună propriile. Și am vorbit cu colegele mele, ele au fost într-adevăr mai ocupate pentru că n-am avut contabil. Și le-am spus că din moment ce ne vine domnul contabil, ele își vor relua vechile atribuții de serviciu și am cerut ca începând să facă demersurile necesare, ca începând, nu știu dacă neapărat cu 1 mai, că nu știu cum merge corespondența, dar începând cu 1 iunie, sigur, sigur se vor pune propriile pe salarii. Deci asta o voi avea grijă să facă. Cel puțin la 20 de oameni. Iar pe restul trebuie să vorbesc, să vorbesc cu doamna de la achiziții publice, să caute ea, să caute pe SICAP. Ori dacă nu, o să încerc să... Eu ne fi de intrat din Bacău, dar o să încerc să mă interesez de un birou de executori și judecători care să aibă nici pregătit de acela... Doamna secretară, îți fac eu o propunere, în conțărarea nostru de aici și care o să vedeți că se sprijin. Vreau spus că e foarte sprijin. Da, dacă vreau, nicio problemă. Deci, dați numărul de telefon la domnului, vreau să facem un contract de telefon. Și băiatul știe, la aceeași. Și sunt aici, au casă, aici, pe acest impozit. Am înțeles. E sprijin și nu cred că o să sară, da. Sigur, dar unic împotriva atâta din cât își va face serviciul. Așa și voi, deci primul
primul pas trebuie va fi să punem propriile pe salariu, următorul pas este să fac un contract de prestări servicii cu un birou de executor de Cătărești. Următorul pas ar fi să punem, între timp, am dat nota internă către biroul de taxe și impozite locale să facă încă o somație pentru toți cei care au amenzi, astfel încât să-i punem în întârziere ca urmarea faptului că se dă acea somație. Trebuie să aștept conform legii 30 de zile. Dacă în 30 de zile nu dă curs somații și nu-și plătesc amenda, și probabil că nu o vor face, atunci o să dispunem sequestru pe ce au. Și am văzut că unii chiar au și pământ. Deci mi-a venit de la OCPI că unii sunt proprietari de teren. Deci avem și această situație. Cel mai mult pentru cei care au salarii. Nu le punem direct... Că de ce faci? Că de ce vreți? Eu am trecut anul și te-am plătit imediat. Am uitat să plătesc la mine, dar și-o fric două amenzi. Dar tu vin? De imediat. Să plătim. Imediat. Deci m-am plătit. Nu primea, da? Nu primea. De ce? Cine greșește, trebuie să plătească. Mai doriți să te lasă cuvântul? Domnul Bogom. Da, o întrebare simplă. Cine este persoana sau compartimentul care va gestiona această situație? Este diferită din situația noi cu vreodată sau așa. Deci cine este persoana? Sau compartimentul care va gestiona această situație? Deci cine este persoana sau compartimentul care va genera, care va gestiona această situație? Din este diferită de cea care este la ajutor social. Se gestionează ce anume? Se vede la cine persoană, cea care va gestiona. Păi nu este trecut acolo. El este răspunzător de chestii. De cine va supraveghea lucrurile executate? Da, da. Nu neapărat. Cine va gestiona? Că sunt copii sau nu se greve. Se trimite mai departe. Altele le fac eu, care le rămân la lui. Păi asta vreau. Dar am spus că o comunic domnului viceprimar, hotărârea. Asta și comunic cu domnul viceprimar. Da, și-o comunic. A comunicat și una, a comunicat și una, ea a răspuns. Aici, în hotărâre, aici n-am nominalizat. Dumnealui, în schimb, apare în dispoziția domnului primar ca președinte al comisiei care se deplasează în teren pentru efectuarea de anchete sociale. În momentul în care... Este altceva, la asta prezentate. Pentru fiecare caz în parte, se emite dispoziție de către domnul primar. Da? Deci, în momentul în care vine hotărârea judecătorească, pentru munca în folosul comunității, în momentul acesta, va trebui să intru eu într-o altă ședință, pentru că ieri am aderat la corpul profesional al secretarilor de unități și mai ales este rău, în legare cu seama. Da, trebuie să termină ședința. Asta are prioritate, în primul rând. Deci, în momentul în care spune hotărârea judecătorească, prin care se cere să pui în executare acea hotărâre judecătorească, domnul primar emite dispoziție și spune: se însărcinează domnul viceprimar, în general, la toate primările, fac domnul viceprimar, spune de această problemă, se însărcinează domnul viceprimar să pună în executare, să urmărească punerea în executare a sentinței instanței judecătorești. Și în baza dispoziției, domnul viceprimar împreună cu mine, ce se pare că se face formalitățile. Adresă către domnul respectiv, care îl convocăm la primărie, îi spune: domne, uite, ai primit atâtea ore de făcut. De regulă, persoana de la promoțiuni, trimitea persoana respectivă să recaute el pe noi pentru asta. Pentru că la secretar. Da. Persoana de la promoțiuni ne spunea că domnul are serviciu în comunitatea noastră europeană, și poate să vină la o dată, la 3 luni sau la dată, la 6 luni. Și atunci când este el în țară, să faci un ordine cu el. Și dreptul ăsta îi se atribuie acelui om. Dumneavoastră vorbiți acum despre cei care apar prin serviciu probațiuni. Păi despre asta nu ești domnul Valentin. Eu vorbeam acum de zi care au amenziile. Ia lucrurile care depinde. Aia e contravenție. Da? Și nu apare în evidența celor de la probațiuni. Avem doar noi evidența. Cei de, în momentul în care faci multă folosul comunității pentru neplata amenzilor,
nu apar în evidența serviciului probațiunii. Apar doar cei care săvârșesc fapte penale și pentru care se dispune suspendarea executării pedepsei și muncă folosul comunității. Bun, dar aici, în cazul ăsta, mai bine ar merge pe varianta cu executări silite, că așa se vine să stai de o bucurie, să fii scăzut de 10.000 de lei. Păi, domnul Ichim, nu e cum vrem noi. Pentru că eu nu am de ales. În momentul în care... Dacă n-ai ce executa... N-am ce executa... N-ai ce executa, îmi pui la muncă, dar dacă ai ce executa... Ești sinistră, au telefoane de informații. Nu pot să ajungă... Cred că n-am fost suficient de frate și suficient de asta. Nu pot ajunge la instanța judecătorească dacă respectiv copul, generic vorbit, are un singur bun pe care îl pot executa silit. Dacă are, nu știu, un cal, o ceva, un ceva pe care eu pot executa silit, eu nu pot ajunge la instanța judecătorească să cer muncă folosul comunității. Trebuie să demonstrez instanței judecătorești că am făcut toate demersurile necesare pentru a vedea dacă el are sau nu bunuri care pot fi urmărite și executate sfinte. De-abia atunci pot cere muncă folosul comunității. E ultima măsură. Exact. Dacă nu are nimic. Dacă nu se poate. Scuzele astea sunt prea... Deci eu am mers pe teren, prin puntea pe care am avut-o. Sunt ei mai șmecheri ca noi în ghilimele, că știu și varianta aia. Dacă vrei și dă un leu lunar, nu mai poți să faci nimic. Da? Da, nu merge cu varianta. Ba da? Dar nu merge, pare rău, nu ai putea să-mi cunoască. De ce? Dacă plătește 5 lei din sumă... Nu, nu se prescrie, nu se prescrie la mamă. Dar ai altă sumă care nu plătește. O prelungește. Da? Deci nu se prescrie asta și școlea. Nu e folosul de a face chestia asta. Pentru că, în mod normal, o amendă se prescrie în termenul general de 3 ani. Din câte știu eu. Da. Și dacă n-am plătit aia un leu, dar avem noroc că avem colegele care sunt mai atente. Să plătesc ele un leu. Ca să nu se prescrie. Și așa avem o amenzi în 2011 care nu se prescrise. Da, așa. Poftie? Opresc camera. Domnul consilier, supun la vot proiectul numărul 7. Obligația mea, din punct de vedere legal, este să vă supun spre vot și spre analiză această procedură. Dacă nu sunteți de acord cu ea, sau dacă credeți că dumneavoastră aveți idei mai bune decât mine și decât legea, pentru că eu tot ce am pus aici, am pus în baza prevederilor legale, sunteți invitații mei, vă rog frumos, completați. Dacă nu știu ce să zic. Deci eu am încercat, m-am agățat de toate prevederile legale pe care le-am găsit și credeți-mă că a necesitat multă muncă de documentare din partea mea, astfel încât să fac să fie bine. Mai mult decât nu știu ce să fac. Ca și poziții dumneavoastră, sunteți acolo cu pârghiile și cu legile pe care puteți să le respectați, noi cu discuțiile verbale cu comună să-și facă cetățenii plățile către UAT. Și asta e... Da, înțeles, adică nu... Dacă nu merge doar discutatul, atunci trebuie să aplicăm ceva, nu? Tot acolo se ajunge, tot ajunge asta. Adică noi doar să spunem, bă, plătește, fii responsabil, asumă-ți, adică... Și noi suntem frustrați, nu? Plătim corect și altul... Plus care a mai și înjurat sau înjură sau vorbește urât la adresa. Da, iar în ceea ce privește pe cei care nu își vor respecta nici această sarcină de a face muncă în folosul comunității, atunci acte mei legale, pentru că munca în folosul comunității este dată de către instanța judecătorească. Pe executație. Și asta înseamnă faptă penală, neexecutarea unei hotărâri a instanței, a instanței este faptă penală și riscă pușcăria. Și nu cred că o să le convină. Chiar nu cred asta. Corect. Mai dați de cerea să ia cuvântul? Nu. Să punem la vot proiectul numărul 7. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 8. Aprobarea regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizionarea planului de amenajare teritoriului din Comuna Tarava. Prima a ales cuvântul la proiectul Fiul Rucco. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului local de implicare publică în elaborarea sau revizia planului și amenajarea teritoriului din Comuna Parava. Văzând referatul de aprobare a planului Comunei Parava în 1760 din 0504-2021, precum și raportul de specialitate domnului doamna de economie la Tatiana numărul 1769 din 0504-2021, în conformitate cu lege numărul 24-2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicate cu modificări și completări ulterioare, ținând cont de raportul comisiilor de specialitate, având în vedere prevederile articolului 57-61 din legea numărul 350-2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificări și completări ulterioare, potrivit prevederilor legii numărul 52-2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificări și completări ulterioare, colaborate cu prevederile legii numărul 544-2001 privind liberul acces la informații de interes public cu modificări și completări ulterioare, în baza vorbirii Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului numărul 2701 din 2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare publică cu privire la elaborarea sau revizuirea planului de amenajare a teritoriului și de urbanism, prin temeiul prevederilor articolului 39 aliatul 1 și aliatul 3 litera G, colaborat cu articolul 196 aliatul 1 litera din avanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 prin codul administrativ, propun articolul 1. Se aprobă regulamentul local de implicare publicului în elaborarea sau revizuirea planelor de urbanism și de amenajare a teritoriului conform anexei 1, ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă toate prevederile contrare cuprinse în actele normative anterior aprobate. Articolul 3. Prezenta hotărârii este valabilă până la aprobarea unor alte prevederi modificatoare. Articolul 4. 1. Primarul Comunei Parava și Comunei Urbanism pot duce la nivelul prezentei hotărâri. Articolul 4. Cu 2. Secretarul General va asigura comunicarea prezentei entități menționate la aliatul 1, precum și a instituției prefectului județul Bacău. E aceeași poveste că PUC-ul e format de două secțiuni, una în regulament, una în PUC. Știu. Da. Dar supunem la vot. Proiectul numărul 8. Este pentru? Bună. Trecem la proiectul numărul 1. Aprobarea regulamentului de stabilire a procedurii de aprobare a taxelor speciale și formele în care acestea se pot institui. Se aprobă regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale
domeniile în care acestea se pot distribui conform anexei ce face parte din rata de prezent a hotărârii. Articolul 2. Împotriva acestei hotărâri, persoane interesate pot face contestație în termen de 15 zile de la afișare sau publicarea acestora. Articolul 3. Cu ducere la împlinirea se încredințează primarul Comunei Bacău, care va asigura îndeplinirea prevederilor legale. Secretarul General va comunica prezentul hotărârii instituției Proiectul Județul Bacău, compartimentelor taxe și impozite locale, contabilitate și va afișa pe site-ul instituției. Vă citesc regulamentul, l-ați avut la mama? Da, mama, da. Da, sunt nevoia să intervin, pentru că am văzut că și domnul primar, în momentul în care m-am pus cu cărbașterea la linia asta pentru a-i termina, nu înțelegea oportunitatea acestui proiect de hotărâre. La momentul în care m-am apucat să mă documentez cum se poate institui taxa aceea pentru legalizarea actelor, am văzut că legea prevede că un consiliu local nu poate institui taxe speciale dacă nu are aprobat un regulament în acest sens. Și atunci am fost nevoită să fac proiect de hotărâre prin care să se adopte acest regulament, iar în baza regulamentului, domniile voastre, ați adoptat taxa pentru legalizare de acte. Practic, orice taxă pe care o pune o primărie, așa, trebuie făcută în baza unei proceduri, respectiv regulament. Noi nu aveam acest regulament și atunci a trebuit să-l pun pe tapet pentru a fi adoptat. Dacă aveți ceva întrebări? Domnul Lepădaru. Pentru că noi suntem puși la punct. Am citit materialul. Dar pentru cei care privesc registrarea la televizor, la televiziune sau pe internet, ar trebui să fie și informați. Pentru ei... De asta am și venit cu această precizare. Da. Deci orice primărie nu poate pune o taxă, da? Fără să aibă un regulament. Pentru că acest regulament dă garanția contribuabilului, da? Cetățeanului, că nu se pot pune taxe în mod abuziv. Da? Și nu peste tot, nu pe orice. Pentru că în regulament se prevăd și domeniile în care poți să pui taxe. Da? Că nu poți să pui taxe pentru că zboară cucul deasupra casei. Da? Nu îți dă voie legea. Și atunci, în regulament se prevede și lucrul acesta. Astfel încât cetățeanul este practic apărat de un posibil abuz din partea autorităților statului. Prin regulamentul acesta. Adică există limite. Nu poți să faci ce vrei tu. Asta era ideea. Dacă vezi de mai regulamentul, atât trebuie să te iubi. Să-i dau citire? Nu. 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 Foarte sigur. Dar aveți pe ei vreo trebuie să scrie. Dar să-l scrie și picuiesc. Da. Dar am citit de la secretar. Credeți că dacă o spun la televizor, înțelegi ce are pentru tine asta, pentru oameni care lucrează la televizor. Nu trebuie să ai scăpării și găsesc. Da, absolut toate hotărârile pe care domniile voastre le adoptați sunt postate pe site-ul primăriei. Nicio problemă. Oricând pot fi cerute la sediul primăriei. Deci sunt informații publice. Oricine vrea se poate adresa, niciun fel de problemă. Da? Deci, spunem așa, că taxele speciale se vor spui numai în interesul persoanelor fizice și juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au înscris taxele speciale respective. Asta înseamnă că taxele speciale, mă refer la cele speciale, pot fi puse doar dacă utilizezi un anumit serviciu. Da? Nu punem taxă, cum am pus acum, de legalitate, pentru legalitate, dar omul nu vine, de fapt, să-și legalizeze asta, dar nu iei bani. Nu se poate lucrul ăsta. Trebuie să vină... Exact. Așa. Taxele speciale sunt în conformitate cu prevederile, se vor încasa într-un cod de venituri ale bugetului local. Oamenii trebuie să înțeleagă că în momentul în care vine și îți plătește 3 lei aia pe care dumneavoastră i-ați hotărât, nu îl bagă funcționarul public în buzunar. Îl plătă la caserie și se constituie venit la bugetul local, da?
Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice locale. Ce înseamnă asta? Că orice serviciu pe care tu, primărie, îl prestezi, implică niște costuri. Hârtie, toner, nu știu, orice, da? Taxele trebuie puse în așa fel încât să acopere aceste cheltuieli. Nu scoatem profit, dar măcar acoperim cheltuielile. Asta era ideea. Vor intra în vigoare numai după ce hotărârile Consiliului Local au fost aprobate, așa, și vor fi aduse la conștiință publică. Asta înseamnă că, din momentul în care eu l-am postat pe site-ul primăriei, hotărârea intră în vigoare și taxa este aplicabilă. Da? Deci dacă astăzi îmi semnează domnul președinte de ședință hotărârile, eu le postez, să zicem, vineri, de vineri, putem încasa banii, să spunem, da? Așa. Condițiile prevăzute în prezentul video trebuie întrunite cumulativ pentru instituirea taxelor. Modalitățile consultare și obținerea acordului persoanelor fizice, așa, beneficiare, pentru care se instituie taxele. Instituția publică ce dorește instituirea unei taxe va domni un anunț cu privire la elevarea proiectului de act normativ și va asigura funcționarea acestea. Ce înseamnă? Nu poți institui niciun fel de taxă specială, nu poți mări taxe, nu. Orice ține de taxe, primul rând, da? Fără ca înainte cu o lună de zile, teoretic, să-l pui, măcar cu o lună de zile, să-l pui pe site-ul primăriei, să faci un anunț. Puțină lume vine să citească, și nici nu aș avea loc, sinceră să fiu, să-l pun la avizier. Dar pe site-ul primăriei rămâne acolo, da? Și oamenii care vor să fie la curent, pot intra pe site-ul primăriei, avem o rubrică care se numește știri și anunțuri, intră omul acolo, vede, uite-mă, primăria peste o lună are de gând să facă lucrul ăsta. Și citește ce are de gând să facă. Așa. Deci, v-am spus, cu cel puțin 30 de zile înainte. Așa. Cei interesați, da, asta era important să spun, că cei interesați în momentul în care citesc anunțul, da, și consideră că au ceva de spus cu privire la acel proiect și sau consideră că vor să-l îmbunătățească sau nu îi se pare că ceva neregulă. Vin la primărie, fac scris, că pe vorbe nu e suficient, da? Îmi fac un scris lucrul acesta, eu, în momentul în care mi se face în scris, sunt obligată să vă supun dumneavoastră punctul de vedere al cetățeanului Gogu, care a venit și mi-a spus lucrul acesta, și domniile voastre decideți dacă luați în considerare punctul lui de vedere sau nu. Că, sau, bine, dacă e o chestie care contravine legii, nu vă mai aduc la cunoștință, îi spun din stat. Domnule, nu se poate, nu dă voie legea să fac lucrul acesta. Dar dacă este permisiv în fața legii, atunci vi-l aduc dumneavoastră la cunoștință și dumneavoastră decideți dacă Gogu are sau nu dreptate. Termenul de primire a propunerilor sugestiilor va fi de 10 zile de la aducerea cunoștință. Autorul public va spune dezbaterii publici dacă sunt propuneri mai multe, atunci se face dezbatere publică. Punem anunț din nou pe site, spunem în data de, ne adunăm la primărie. Acum e mai greu cu adunatul, că condițiile astea cu pandemia și nu prea ne dă voie să ne adunăm. Dar dacă am fi în condiții normale, să spunem, așa, spunem, domnule, data de, ne adunăm toți în curtea primăriei sau la primărie și supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre. Și povestim oamenilor ce vrem noi să facem, ce au propus ei și încercăm să ajungem la un punct de vedere comun. Bun. Aprobarea, deci, cum spuneam, trebuie supus spre dezbatere Consiliului Local. Se adoptă cu votul majorității hotărârile, deci nu trebuie majoritate calificată, e vorba de majoritate simplă, jumătate plus 1. Da? Înțelegem. Și persoanele, evident, pot face contestații în termen de 15 zile după aducerea la cunoștință publică. Oricum, hotărârea este trimisă la prefectură pentru
aviz de legalitate și dacă cei de la prefectură consideră că n-ar fi legal, te atenționează și ești obligat acum să o revoci. Doriți să mai adăugați ceva? Supun la vot proiectul numărul 9. Cine este pentru? Vă dați unanimitate? Trecem la proiectul numărul 10. Aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public al Comunei Parala Județul Bacău. Inițiativa este domnul Bucă Ovidiu, domnul vice, precum nu este, să-i dau cuvântul la doamna secretară să știți acest proiectul de hotărâre. Mai degrabă îl citesc eu, că mai dau și mai multe explicații. Da, da, da. Da, nicio problemă. Nu știu, da, da. Nu știu, da, da. Nu știu, da, da. Nu știu, da, da. Nicio problemă, stați cum stau. Mai poți. Am arătat, da, da. Domnul Părerea. Aveți cuvântul, domnul Părerea. Nu mai lăsați. Proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public al Comunei Parava, Județul Bacău. Consiliul local al Comunei Parava, Județul Bacău, întâlnire de ședință ordinară, luând în dezbatere raportul de specialitate a compartimentului urbanist din cadrul primăriei Comunei Parava, numărul 1980 din 15.04.2021, prin care se propune aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public al Comunei Parava, referatul de aprobare numărul 1931 din 15.04.2021, întocmit de viceprimarul Comunei Parava, domnul Bucă Ovidiu, având în vedere raportul Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local, înregistrate prin care se dă aviz favorabil la proiectul de hotărâre, ținând seama de avizul pentru legalitatea proiectului de hotărâre dat de Secretarul General al OAT Paraba, prin care se dă aviz favorabil, fiind îndeplinite procedurile prevăzute de legea numărul 52 din 2003 privind transparența decizională privind aprobarea actelor cu caracter normativ, luând în considerare faptul că s-a respectat prevederile legii numărul 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificări și completări ulterioare și în conformitate cu prevederile codului administrativ, precum și cu dispoziția articolului 9 din legea numărul 230 din 2006 privind serviciul de iluminat public cu modificări și completări ulterioare și în temeiile prevederilor articolului 129 aliatul 1 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, propun Articolul 1. Se aprobă strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public al Comunei Parava, conform anexei ce face parte integrată de prezenta hotărârii. Articolul 2. Prezenta hotărârii poate fi atacată în condiții prevăzute de lege, de legea contenciosului administrativ. Articolul 3. Primarul Comunei Parava aduce la deplinire prezenta hotărârii, iar secretarul va comunica persoanelor interesate în termenul legal hotărârii, afișându-o în vederea la aducere la cunoștință publică prin intermediul compartimentului secretariat, după cum urmează instituția prefectului județul Bacău, primarul Comunei Parava și compartimentul urbanism. Deci discutam în ședințele anterioare despre delegarea serviciului public de iluminat și a serviciului de apă. Această strategie e cumva începutul acestei delegări. Deci pentru a ajunge la NRSC în privința primirii de funcționare a licenței de funcționare a serviciilor, trebuie să trece prin aceste etape. Deci, strategie, studiu de oportunitate și la una și la alta, după care va urma, cred că în ședința următoare va urma hotărârile celelalte. Nu, nu putem în ședința următoare, pentru că pentru deci, asta nu pe bucăți. În ceea ce privește serviciul de apă, la ambele servicii, și cel de iluminat public, și cel de apă și canalizare, trebuie efectuat un studiu de oportunitate. În sensul că, în baza acelui studiu, noi, dumneavoastră, ca și Consiliul Local, aveți de optat dacă va fi serviciu cu gestiune directă sau cu delegare. Fără acel studiu, practic nu se poate lua hotărârea de înființare a serviciului. Nu știu cât va dura, am înțeles că domnul Vici aici, dumneavoastră, nu putea da mai multe relații decât mine, avea legătura cu o doamnă expert care va face studiul de oportunitate în ceea ce privește... Adică e la vorba în care să-l mai citim și noi și dacă mai avem ceva de adăugat. Deci e la cosmetizare, ca să spun. Ok. În acest moment am primit o adresă către Delgaz Green, prin care ne-am anunțat intenția de a încheia un contract
cu titlul gratuit contractul, pentru a ne da permisiunea să folosim stâlpii de iluminat. Fără acest contract nu pot înființa serviciul. Deocamdată am primit de la Gasgrid confirmarea faptului că au primit prin mail-ul de la noi și că a fost repartizat unei doamne. Acum nu știu cât va dura, chiar nu am de unde să știu lucrul acesta, pentru că, din păcate, nu am reușit să găsesc o persoană cu care să vorbesc. Găsesc eu și Răzvan cât se poate de. Ideea este că deocamdată de mail cu Gasgrid-ul. Fără acest contract, repet, încă o dată, nu pot trece la înființarea serviciului. Nu am apucat... sunt niște parametri tehnici care, în mod normal, trebuie făcuți de niște specialiști, pentru că nu cred că cineva în primăria Parava care se pricepe să facă. Acei parametri tehnici trebuie afișați, din câte știu, 30 de zile. După ce sunt afișați parametrii tehnici, teoretic am putea intra cu înființarea serviciului, personalitate juridică evident și cu delegare acestui serviciu de iluminat public. În ceea ce privește serviciul de apă și canalizare, la fel avem problema efectuării studiului de oportunitate. Din câte știu, n-am găsit încă o persoană care să facă lucrul acesta. O să găsim până la urmă, dar trebuie să mai insistăm. La fel, și parametrii tehnici de la apă și canalizare trebuie puși spre afișare. Având în vedere faptul că serviciul de apă va fi cu gestionare directă, va ridica mai multe probleme în ceea ce privește raporturile de muncă, pentru că va trebui să aibă organigramă proprie. Serviciul de apă și canalizare se va întreține practic singur. Și asta înseamnă că are personalitate cui personalitate juridică, cui separat și cu toate separate. Și având o organigramă separată, e mai complicat să vedem cum procedăm. Trebuie să găsesc o modalitate prin care să-mi fac și capra și vanta, astfel încât să pot găsi modalitatea juridică ca muncitorii care sunt angajați acum în cadrul primăriei să deservească, de fapt, acest serviciu. Cred că se va schimba puțin încadrarea contractului de muncă. Nu sunt foarte sigur. Trebuie să mă mai consult. Oricum, va dura... Deci n-am cum în luna mai, sunt nicio formă să intru cu asta, pentru că sunt legate de termenele de procedură. Și n-am cum să fac asta. Deci, până când nu am toate actele astea, pe care apoi le afișez 30 de zile, de-abia după aceea pot să intru la Consiliu, pentru a vă supune spre aprobare regulamentul, caietul de sarcini, contractul, cadru, pentru că va exista și un contract cadru de funcționare, organigrama, trebuie să vă și parametrii tehnici. Cam asta sunt. Dar serviciul ăsta, dacă nu este recepția făcută, poate fi dat? Poftim? La serviciul ăsta, dacă nu este recepția făcută, poate fi dat? Păi noi... stați puțin. Să fie dat cui? La care serviciu vă referiți? Da, ăsta de apă și canalizare. Păi nu va fi dat. Nu. Se va înființa. Nu, deci vreți să spuneți că nu este făcută recepția finală la partea de canalizare pe Drăgușan și Parava și de aici. Nu are legătură. N-are nicio legătură. Noi o operăm de după ce mi-a dat un... După de mare lucrări, noi deja o operăm. Da. Da, serviciul de iluminat nu poate să fie același și la canalizare. Nu, 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 îți destinde. Da, nu, nu ne deci. Supun la vot proiectul numărul... Nu, 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 nu. Da, spune-i domnul, arătă-l vă rog. Sigur, trebuie strategii de dezvoltare la serviciul alimentare cu apă, canalizare, serviciul salubritate, la toate trebuie strategii, da? Așa începem cu cei mai ușor, da? Nu. Haideți să vă spun. Am început cu cele cereri ale MSG-ului. Sigur, da.
Dacă din documentația primită, sigur, este foarte frumos, foarte elaborat. Poate să găsești câteva vechiuri la monumentul la Arapa, la diferite troiți, la diferite... Ceva concret. Strategia este făcută de noi. Deci nu am externalizat să ne facă cineva. Nu, dar mie sunt jurați pe cineva, cum jurați cu mine. Nu, mi asum. Trebuie să ajungem și la concret. Deci noi, strategia, am prevăzut iluminatul public stâng cu stâng. Numai unul da și unul nu. În funcție de bugetele care le avem în interior, o să încercăm și varianta asta, să mulțim numărul de și o dublăm chiar. Dar este trasă. Adică să... Funcționează. Asta e la problemă. De partea... Ba de ce sunt decuri care nu funcționează la timpul ăsta? La monumentul, la eroilor, la parada. Deci nu funcționează decuri de acolo. Dar nu este nici fiind. E la spune. Și la troiți care mai sunt alimentate, nu? Este și la parada și la... Ce trebuie cu oamenii? Așa ar fi bine și stați... Așa e o întrebare, dacă... Și stați de la urmă. Deci vorbim de strategii de aia, dar trebuie ceva concret văzut o comună care... Bun, dacă mai știți despre legul care nu funcționează, spuneți-le acum. Da, asta am... Bun, monumente, în altă parte, aici sunt. Întrebarea mea era, acest serviciu de iluminat public care va invita la posibilul capa de apa, nu are nevoie de persoană autorizată? Cine vă va deși despre una? Delegăm. Eu delegăm. Delegăm. Delegăm la o altă firmă. Da. Bine, mulțumesc. Păi, dar la urmă, care acea firmă trebuie să aibă licență ANRSC de operare. Sigur, dar la spune că tractorist, cum schimb el copii, trei... Să vă avem voi, asta era ideea. Dacă avea depășit puțin... Oamenii noștri nu au nouă foie, de asta am întrebat. Da. Mulțumesc. Cum eu sunt șofer categoria B, până mă să conduc în autobuzul școlii, știi? O să conduci. Pot, dar am voie. Da, ai voie. Până la 8 versare, cam asta. Continuare. Dar în punctele astea, cum spuneam în măsare, de exemplu, în punctele, mai sunt troiți, uite, un exemplu, la Rădoaia, a făcut o troiță acolo, nu are lumină. Dar am putea noi găsi să luăm un panou solar micuț acolo, să le punem și... Am discutat eu cu domnul viceprimarul ăsta. Strategia aceasta pe care noi am început... Nu cred că o să poți, nu știu ce, acolo un panouaș de la micuț. Inițial așa am gândit și eu ca și dumneavoastră. Asta vreau să spun. Când am elaborat strategia, l-am întrebat pe domnul viceprimar. Pentru că ați văzut, dacă aș fi de strategia, că am spus acolo de LED-ul. Tot am bătut monedă pe LED-ul, da? Și am zis, domnul viceprimar, dar n-ar fi mai bine să facem, dacă tot e a la lung, da? Deci o strategie nu o faci pentru o zi, două. O faci pentru termen mai lung. Zic, să prevedem și faptul că am putea folosi lumina solară pentru alimentarea asta și mi-a explicat că din punct de vedere tehnic nu e fezabil, de fapt, asta. E mult mai ușor să scrii un bec decât să faci acea documentație. Este scris special, mi-a spus domnul viceprimar, scris special și piese, așa, care costă destul de mult și amortizarea lor îți ia o grămadă de timp, îți ia, înțelegeți? Și e, pentru comuna noastră ar fi mai ieftin deocamdată cu legă. Noi am făcut... Da, secretar, sunt trei puncte, nu pentru noi, pentru comuna. E o troiță aici, spre drumul Trăiușului. Punem noi... Extrabilan, e vorba de nu știu ce, că am văzut la cineva, tot în câmp, un panouaș micuț. Așa cum vrei să aprinde deci eu intenționez acolo, așa, da, pe sistemul ăsta, să iluminăm cimitirul. Domnule, vedeți, domnul primar, da, nu avem da, acolo, da, unde avem curent electric, normal că-l folosim. Dar acolo este la Rădoaia, la Eotrăița, la intră la Teiuș, a doua. Nu știu, mai avem în altă parte. Chiar se poate și o fântână unde este din câmp acolo, domnule, seara. Dacă avem vreo una. Păi, acolo, că nu cred că ar fi o mare... Dar e fură, nu cred că e fură. Sistemul de iluminat public cu lumina solară, vis-a-vis de ce spunea doamna secretar, a fost cumva o etapă în care s-a dat bani la fonduri europene. Știți cu toții comuna Băgirem care a implementat acel proiect.
stăm de vorbă cu oamenii de pe la Măgineni, cu oamenii din primăria Măgineni, ne costă foarte mult mentenanța lor. Acele lămpi trebuie spalate cu soluții speciale destul de des. Frate, dar acolo sunt 3.000 de lămpi. Noi vorbim de 3 lămpi, nu de 3.000, 2.000. 2-3 lămpi. Da, eu am înțeles. Asta vreau să vorbesc, doamna secretară, să vin de lunatul. Ideea este așa, tot încerc să spun ce fac și mi-e teamă că să uit într-un final. Eu când am conceput strategia asta... Dar la secretară, haideți să vă explic. Ca să cumpărăm 3 țevi, când pun un panou solar de la mine, poți ai luat 3 țevi de la o firmă de la noi care costă 60 de lei o țeavă, un sap de beton l-ai pus în pământ, așa, și cu două bridii, așa, nu cred că chiar o avere cu spune. Dar ce am putut dai cheaba asta, doamnă? Ce i-a autorizat? Vreau să autorizăm? Andreea, s-a luat, s-a luat, s-a luat. Nu cred că ăla. Deci, dă-l, dă-l, dă-l. Nu, ia chiar așa. Lasă că trebuie scari, că tot panoul nu-l pui la joacă. Ia, dar ți-a făcut de sârbul ăsta. Dar de sârbul. Băi, până la urmă o să-i pune și o cameră de la B2. Asta e altceva. Se poate face. Ce vrea. Deci, vreau să spun ceva, și anume, faptul că atunci când am conceput această strategie, și eu, și domnul viceprimar, în fapt, am lucrat împreună, pentru că este problema tehnică, eu nu mă ofer la chestii tehnice deloc. Eu m-am ocupat de partea cu cuvintele, să zicem așa, da? Ne-am gândit așa, nu știm ce ne aduce viitorul. Poate, în baza acestei strategii, ca să prinzi un proiect, dacă n-ai strategie, nu poți prinde proiect. Și ne-am gândit că poate în viitor vom avea parte să vinem un proiect. Și atunci se va schimba mult situația. Deci nu ne costă nimic să adoptăm această strategie, pentru că de fapt nu implementăm nimic, înțelegeți? Nu cere bani această strategie. N-am plătit nicio firmă să facă, nu, chiar am spus niște cuvinte, am pus niște idei pe hârtie. Și vom încerca să le concretizăm, în măsura în care putem, evident. În măsura în care ne vor permite fondurile, că știți și dumneavoastră bugetul cum e. Așa. Dar încercăm. E un pas. Nimeni nu spune că e mătută în cuie. Oricând poate fi, dacă găsim o oportunitate, o schimbăm, o modificăm, vedem așa fel că să putem să beneficiem de acea oportunitate. Dar trebuie să începem de undeva. Asta am încercat. Eu am referit doar acolo unde sunt 2-3 puncte. Păi, nu. Unde păi spune, dacă vreți să vă documentați, vedeți, vă dau o întrebați-l pe Andronic Vaselică, care a avut stele la Rădoaia. Deci un om, ăla, cred că a avut aprobare de la cineva, să-și cumpere un panouaș micus și omul nu mai folosea lampa, avea un panouaș micus ăla și... Era proprietatea privată? Poftiți? Era proprietatea privată? Nu, era... primării, pe pășunea primării. Și și-a pus acolo într-un bar un panouaș micus și avea omul seara un beculeț acolo de 10 vase care lumina troița e doar atâta, nu? Nu-ți trebuie, nu știu ce, panouri solare care să încălzească nu știu ce să facă, nu-i treabă, să producă nu știu ce energie. Nu 10 vase acolo, cred că și l-am întrebat, cât costă? Eu vă sugerez să purtați o discuție în particular cu domnul primar și cu vice. Deci, repet, dacă e vorba de puncte separate, care nu implică investiții și nu implică autorizații și mai știu Dumnezeu, purtați o discuție cu domnul vice și cu domnul primar în particular, stabiliți ce și cum vreți și în măsura în care dispunem bani, se face. Părerea mea. Eu intenționez sub batra fostului cămin cultural atâta timp când n-am putut negocia cu familia Ghigea în ce privește intenționarea terenului dumnealor în vederea construirii căminului cultural, încerc acolo, intenționez să facem așa, un părculeț. Nu-i spune față de părculeț, dar să mergem acolo, 2 băieți, 3 băieți, nu știu. Și așa să punem și 4-5 stări de ăștia cu iluminat. Marta, să nu faci nici la primărie la salata acolo, 3 miliarde de investiții. Păi și asta trebuie iluminat, nu? Corect. Bineînțeles. Vedeți? Deci mai sunt lucruri. Modernizare. Și am mai spus, intenționez să iluminez cimitirul. Că cimitirul, bă, că din 5 au început să se populeze, deja suntem cumva datori față de cei de acolo, să le turnăm o alee. Și să ne gândim și la o cameră acolo, prima ceva. Chestii de intrare. Troiță. Capelă. O 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 capelă
cameră modulară. Da, secretar. Da. Vă rog să prindeți două cuvinte acolo pentru a fi iluminat și stațiile de microbuz. Iluminat. Da. Stațiile de microbuz. În proiectul dumneavoastră și al domnului. Stațiile unde oprești microbuz. Da, o să dau de ideea de un în strategie. Acolo au treabă băieții cu pumnii. Aia e un treabă. Sunt devastate. Dar la care becul mare de la stradă, în moment ce are becul de la stradă, nu chiar înțeleg. Dacă traversați cu mâna lângă ei pe iuși, o să vedeți statele luminate și nu cu becul puternic, ci cu un bec frumos. Mi s-a bagat un zonier. Dar de ce să nu fii, dacă tot e un proiect, nu? Când am comandat spațiile astea, le-am comandat și cu un afișier, dacă își aduce aminte. Dacă orice anunț, să lăsăm o stație... Asta evită să mai rupă policarbonatul. Cu policarbonatul... Afișierul este spărut imediat, a doua zi. Când i-am dus, mai am fi și acolo anunțuri. Fiind întuneric acolo, poți fi și atacat. Dau și băști prevăzute, nu stațiile astea. Dau și băști prevăzute. Au? Da. Mă tăi, nu se poate. Nu a fost spusă, domnule. Ce vorbim? Eu nu știu, sunt informat o problemă. Am înțeles că la Teiuș, deci mi-a zis cineva, noi avem tras undeva la spația la canalizări. Dacă vorbiți, doamna Păsărbă, nu vorbiți bine, că nu-mi înțelege. La Teiuș, undeva prin zonă, nu știu exact, acolo, la Pântânărul, așa, e o chestie, un panou electric și am înțeles că cineva se duce la sursa aia de curent electric și ia curent electric de acolo. La Mămăi de Apucă? Unde e asta? La Teiuș. Nu știu, n-am auzit de așa ceva. Eu vă spun de un cetățean din Teiuș și vă zic, vă pun în discuție ziua domn primar, acolo se verifice. Păi, dar n-am și eu, delgată de zice. Nu, ascultați-mă. Unii s-au făcut lucrare de canalizare. Avem stați. Spau. Trebuia să fie montat. Așa. Acum am înțeles. Spau, da. Asta e altceva. Păi, e capul de acolo. Omul s-a alimentează la curent. Dar Niculescu. Niculescu. Nu-i furt de curent? Nu-i furt de curent, sigur că da. Și noi îmi plătim. E primării. Cine? Nu știu cine. Dar trebuie verificat. De ce? Să vă rog fiind eu deci de acolo unde e, trebuie, o fie. Cu ce se compensează? Cu cine se vorbe? Cu cine se pare? Nu domn vice, dar cui să-i spun noi? Da, dar cui să-i spun? Doamna secretară. Vă stați că e un vorba frumos? Da. Deci. Domnul primar, respectiv domnul Vici, eu nu-mi imaginez că ăla care se duce fură noaptea, da? Nu fură în timpul zilei. Sau chiar și în timpul zilei. Vă imaginați să duce domnul primar și domnul Vici și să zice că vă găsească. Dar nu păzește, domnul. Dar putem verifica, domnule. Foarte bine. Să verifici, eu să-ți doar spus. Nu, e foarte bine că nu-l spus. Eu v-am spus. E vorba de scaun, e vorba de scaunul nostru. Ia noastră. Dar avem și poliție. Dar nu, trebuie să spun în primul rând aici la primărie, nu spun poliție. Nu, e foarte bine că nu-l spus. Noi trebuie să verificăm, să verificăm dacă e așa. Doamna secretar, nu înțeleg ce vreau să spun. Nu înțeleg ideea, pentru că ăla care zice... Doamna secretar, punctul de lucru al primăriei este al primăriei. Punctul de lucru este al primăriei, da. Și cum are acces la el? Păi, cum foarte sigur? Nu știu dacă sunt sigur, dar știu că am cerut cutie nouă acolo, pentru că să stau cutia și să-i... Într-adevăr, putea să bage oricineva de ieșire acolo. Eu nu m-am gândit la urmă, m-am gândit la electrocutat pe cineva acolo. Anul trecut s-a schimbat domnul. O să zic cutie, nu? Exact. Și n-ar trebui să mai poate să întâmple lucrul ăsta. Așa zic și eu. Eu n-am fost. Am fost informat. Ce plec omul la care... Deci trebuie verificat. Da, trebuie verificat. Da, foarte bine că spui. Trebuie verificat. Așa, nu ne-am nimic eu. Da, o verificare așa când te duci într-o... Aia, ia să trebuie să faci mai să fac acolo. Doar e... E al nostru. E inventarul nostru.
și-a confecționat o chestie care să rămână acolo permanent. Nu, doamna secretară. Asta vreau să spun. Deci trebuie prins asupra faptului. Nu, trebuie să spun. Doamna secretară, să vede dacă e un glas, cum mă înțelegeți. Păi dacă ăla era deja spart, era totul la cuprea. Da, dar dacă am fost cutie, vă, acum nu poți să mai... Dacă ai trebuie să o... Da, dacă nu prins asupra faptului, n-ai cum să vezi. Poți să certifici că, într-adevăr, face cineva chestia asta. Dar nu știi cine o face. Nu v-ați spus, nu trebuie verificat. Dacă în caz e foarte cutia aia, trebuie spus să rămână. Dacă vrei. Altceva n-ai ce să faci. Schimb cutia, dar nu fie un sfânt. Ați dat un domnul de acolo, consilier cu zon acolo, cartierul lui, vedeți problemă. Domnul consilier, mai discutăm proiectul de hotărâre, domnul, mai discutăm sau trecem la vot? Trecem la vot, da? Supun, a fost proiectul numărul 10. Cine este pentru? E, toată. Dar ați înțeles, eu n-am acuzat pe nimeni, nici doar am înștiințat. Ideea principală este că dacă nu prinzi cosul, nu prinzăm pica. Nu, noi, în cazul în care s-a întâmplat, așa mai trebuie să luăm măsuri să nu se mai întâmple, trebuie să luăm pe cutia și gelată, cu ea, pe forma asta. Da, asta. Trebuie să știi, dar eu sunt pe familia acolo care va lipuie. Puteți vorbi din față. Nu trebuie să le ascunde cu nimic. E ăsta nu-i plăiesc, el e întotdeauna. Dacă vrei să facă ceva. Și dacă ieși, el îmi plăcea. Eu nu știu nimic din asta. De ce zici de Niculescu? Este, da. Dar și mai este? Dar o să nu iei și ceva să și cu fapt. Nu fac și eu știu să fac eu ceva. Dar s-a acolo? O venit la acolo, la tine, da. O venit? Mă. Ce nu cred eu cum sunt ele, dar nu stau cu tot. Dar nu vrei să faci la ceva, mă. Dar poate să faci la ceva. Dar poate să faci la ceva. O venit și el? Dar cum vrei acasă el, mă? Păi nu se știu. Păi eu nici nu știu, că ți-am spus-o. Păi dar poți să o bată-ți. Vă rog să trecem la următorul proiect de hotărâre. Noi suntem aici toată votat în unanimitate, da? Sunteți de acord cu mine. Așa vorbesc. Ok, trecem la următorul proiect de hotărâre. Dar trebuie cuvântul și numele la ta, ce-a spus domnul? Vă trebuie cuvântul și numele la ta. A, vă scuzați. Da, nu-i aveți cuvântul, domnul. Deci, ca să concluzionez, este strategii dezvoltare fără dezvoltare. Da? Deci, acum e trecut la urmă. 171 de stâlp. Dar ce vreți să facem? Poate vreau să filmăm pe din stâlp în stâlp, din 2 în 2. Poate vrem să îmbunătățim punctele de aprindere. Să reducem orele în care lumina afară și pe cum sunt aprinse. Deci câteva puncte vreau trecute. Ca să ne dezvoltăm. Nu neapărat ce avem. Asta era ideea. Atunci, haideți să facem așa. Eu nu mă apuc să fac hotărârea. Domnul, eu nu mă apuc să fac hotărârea. Eu, în primul rând, sunt de specialitate. Da? Sunt juristă. Am scris și eu ce mi-a trecut prin cap. Dacă era bine, era bine. Am înțeles. Așa. Eu mă bucur că vin oameni cu idei. E super, așa. Mâine nu sunt aici. Îs la instructaj la Bacău. Da, vineri. Sunt aici, cu ajutorul Dumnezeu, și trec la elaborarea hotărârilor. Vine, ori mă sunați, ori veniți frumos la primărie și povestiți dumneavoastră, fac cum vedeți dumneavoastră ce ar trebui să faci. Și îmi scriu acolo. Sau îmi scrieți ceva și îmi trimiteți un oră telefonul în mail, ori undeva. Domnul Valentin, că nu poate se referă și la modalitățile astea de modernism. Unde sunt puncte cu interes, poate mai puțin. Senzuri de mișcare, sau prins pe când ai apropiat de mare ceva. Trebuie orice idee. Făcut, nu? Domnul, hai să vă spun ceva. Orice idee, eu sunt dispusă să o trec în strategie. Pe discuția am scris. Nu numai domnul Popo, oricare dintre domniile voastre, da? Eu repet încă o dată. Vine, o să fac hotărârile. Da? Exact. Nu. Domnul, atunci. Așa. Până atunci vă puteți scrie în telefon, o frază, ceva, în mail. Aveți un mail, așa, sau pe WhatsApp. Pentru că eu ce am spus pentru stații de microbus. Și eu o trec în strategie și astfel totul meu o să fie o coală de policarbonate este mai scumpă ca și o lampă pe stație. Da? La schimb s-au furat. Se fură. Vreți că te-au făcut cum au început și se fură. Adică primăria de unde se scoate? În continuu, la infinit. Din lumina acolo nu se mai duc nici să stea. Sau poate cu femeie care e fără ajutor, când așteaptă la prima oră microfuzul, să fie atacat.
nelumină, nu știu ce face acolo. Nu știu. Eu știam că stațiile de autobuz mele chiar sunt iluminați la dată. Eu așa am știut. Dacă nu e așa, îmi pare rău. Cum știu? Imaginați-vă că totuși, cred că am văzut comuna de 3 sau 4 ori noaptea. Adică, am văzut pe nivel de comună, 4 pe fiecare sat principal, Baraba și Drăgușani, și 2 pe de aici. Domnul scrieți-mi, vă rog frumos, scrieți-mi și eu cred în strategie fără niciun fel de probleme. La fel și nu așa mă bobo. Ce idee aveți, îmi scrieți și eu cred în strategie. Dacă nu scrieți până bine, să știți că eu las strategia așa cum e. Clar. Trecem la proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind exploatarea fosilor aflate în proprietate privată a comunei Parava. Asta e lucrul, da. Ei, n-ai venit desigur. Nu mai e. Nu se amintește că ar fi cineva asta, s-a pus pe eu. Chiar și că ceva de asta e ce mai bun. Proiect de hotărâre privind exploatarea pășilor aflate în proprietate privată a comunei Parava. Consiliul local Parava, în județul Bacău, întâlnit ședința ordinară din 21.04.2021, luând act de referatul de aprobare reprezentat de către primarul comunei Parava în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu numărul 2011 din 16.04.2021, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre. Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 2009 din 16.04.2021, întocmit de doamna de economie Tatiana, consilieră a Tiții Pop, în cadrul Comandamentului Contabilitate cu privire la propunerea pentru încheierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășune proprietate privată a comunii, în baza temeiilor juridice respectiv prevederilor, articolul 120 alineatul 1, articolul 121 alineatul 1 și alineatul 2 din Constituția României Republicată, articolul 10.3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasburg la data de 15 octombrie 1985, ratificată prin legea 199 din 1997, articolul 33 din legea numărul 18 din 1991 a Fondului Funciar republicată cu modificările și completări ulterioare, articolul 81, articolul 83 din legea 24 din 2000, privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, articolul 7 din legea numărul 52 din 2003, privind transparența decizională în administrația publică republicată, capitolul 4.8 din ordinul comun numărul 226 pe 235 din 2003, a Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor pentru aprobarea strategiei privind organizarea activității din îmbunătățire și exploatarea pajiștilor la nivel național pe termen mediu și lung, cu modificări și completări ulterioare, articolul 1777 și articolul 1823 din legea numărul 287/2009 privind codul civil republicată cu modificări și completări ulterioare, articolul 9 aliatul 2 din ordonanța de urgență a Guvernului 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pășunilor, pajiștilor permanente și pentru modificarea și modificare și completare a legii Fondului Funciar numărul 18/1991 cu modificări și completări ulterioare, articolul 6 aliatul 3 și 4 din hotărârea Guvernului numărul 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii Fondului Funciar numărul 18/1991, anexa 2 la ordinul comun numărul 407 pe 2051 din 2013 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru aprobarea contractelor cadru de închirieri a suprafețelor de pajiște aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor respectiv, al municipiilor cu modificări și completări ulterioare, ordinul 544/2013 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind metodologia de calcul al încărcării optime de animale pe unitate de suprafață, legea 227 din 2015 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare, articolul 87 alineatul 5, articolul 129 alineatul 2 litera C, alineatul 6 litera B, articolul 136 alineatul 8, articolul 139 alineatul 1, articolul 362 alineatul 2 și 3, articolul 240 alineatul 1 și articolul 243 alineatul 1 litera din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2007 din 2019 privind codul privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Da, revin imediat.
Hotărârea Consiliului Local Parava numărul 13 din 15.02.2017 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pășunile aflate pe teritoriul Comunii Parava. Hotărârea Consiliului Local numărul 52 din 2020 privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. Avizele cu caracter consultativ al Comisiei de Specialitate al Consiliului Local al Comunii Parava. Și în temeiul prevederii articolul 139 aliniatul 1 și aliniatul 3, litera G, articolul 332, articolul 333, aliniatul 1 și 2, articolul 334, articolul 343 și articolul 362, aliniatul 1 și 3 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 prin codul administrativ, precum și articolul 139 aliniatul 1 și aliniatul 3, litera G, colaborat cu articolul 196 aliniatul 1, litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, prin codul administrativ, cu modificări și comentarii ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Consiliul Local al Comunii Parava aprobă regulamentul privind organizarea pășunatului, precum și exploatarea pășunilor aflate în proprietatea privată a Comunii Parava, conform anexii 1, ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă închirierea prin atribuire directă a suprafeței de pășune de 42,68 hectare, tarlaua 50-51-59, disponibilă proprietate privată a Comunii Parava, pentru care solicitanții care au depus cereri proporțional cu efectivele de animale deținute de asociații exploatații, având animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor. Articolul 3. Se aprobă închirierea prin licitație publică a suprafețelor de pășune rămase disponibile după încheierea procedurii de atribuire directă. Articolul 4. Se stabilește perioada de pășunat pe perioada de 6 luni, respectiv la data de 23 aprilie până la 26 octombrie. Articolul 5. Se aprobă prețul de închiriere în valoare de 375,82 lei pe hectar și pe an, conform anexei 4, care face parte din prezenta hotărâre. Articolul 6. Se aprobă caietul de sarcini conform anexei 2, anexă care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 7. Se aprobă modelul contractului de închiriere a pășunului conform anexei 3, ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 7. Cu 1. Comisia de atribuire directă a suprafețelor de pășune în proprietate privată al Comunii Parava va fi numită prin dispoziție de primar. Articolul 2. Comisia prevăzută la alineatul 1 va asigura și desfășurare operațiunilor de licitație. Articolul 9. Se împuternicește planul Comunii Parava de depozit, semnează contractele de închiriere a pășunii. Articolul 10. Persoana nemulțumită se poate adresa împotriva prezidentului hotărârii Tribunalului Bacău, în conformitate cu prevederile 554-2004, privind contenciosul administrativ. Articolul 11. Prezenta hotărârii se comunică în termenul prevăzut de lege, prin grijă de secretarul general al Comunei, instituție privind cum județul Bacău, primarul Comunii Parava, consilierul cu atribuții în domeniul din cadrul compartimentului de contabilitate, se duce la cunoștință publică prin afișare, pe pagina de site-ul Comunii Parava. De duminică și până acum a apărut o problemă la acest proiect de hotărâre. Am văzut ieri în corespondență două cereri. De fapt, trei. Una era al lui Vasile Drobădă pentru pășunea din Luncă, pentru care au adus codul exploatației, numerele de crotale, de tot ce trebuie să depună. Și am mai văzut una al lui Drobădă Toader cu domiciliul Onești, care solicită suprafața de pășune, nu specifică punctul, spune doar pășunea disponibilă de la Comuna Parava. Și încă una al lui Drobădă Vasile, depusă tot în același... Poftim? Sunt frați. Sunt frați, da. De acord că sunt frați. Părerea mea ar fi să retrag astăzi proiectul de hotărâre. Nu. Din punct de vedere legal, de asta mi-am permis să foarte bine. Primar, pentru că avem prevăzut aici în hotărâre. Inițial... În hotărâre? În anul ăsta, deci avem prevăzut. Inițial, mă gândeam că trebuie într-adevăr retras proiectul de o urmă de zi. Numai că noi am prevăzut aici în hotărâre. Stai să ajung la... Articolul 3, putem? Da, să trebuie, a zis că mi-e lăsat. Dar și așa de... Mi-a zis că mi-e lăsat să nu le tragă dumneavoastră. Vreau să explic de ce m-am opus, dar dacă dumneavoastră doriți să l-am urmat, nu l-am urmat. Nu este anonitic pășunea. Da, apropo... Articolul 3, spune, am spus așa, se aprobă închirierea prin licitație publică a suprafețelor de pășune rămase disponibile după încheierea procedurii de atribuire directă. Așa, se stabile în regulament, spune clar că în momentul în care sunt mai multe cereri, automat se aplică
se aplică procedura licitației publice. Deci spune lucrul acesta. Și de ce spun că ar fi oportun ca domnul primar să nu retragă proiectul? Pentru că dacă dumnealui îl retrage acum, voi fi nevoită să intru la următoare ședință și să cer atunci aprobarea domnilor voastre pentru licitație publică. Și încurcăm și pe ei. Și încurcăm lucrurile. Pentru că ei acum, în baza contractelor de concesiune cu noi, merg la APA și depun declarația de absolvenție. Și putem dacă mungim. Dar nici n-ar trebui să apară că n-am fost transparent și că am făcut-o cu dedicație specială pentru unul dintre ei. Așa, la următoarea ședință voi intra doar cu regulamentul și caietul de sarcini pentru licitația publică, cu stabilirea comisiei care va evalua ofertele și modul de desfășurare a licitației. Nu va mai fi nevoie să vă cer voie să facem licitație publică, pentru că am deja hotărârea care îmi permite să fac licitație publică. Asta vreau. De asta am zis să nu retragă. Dar dacă dumneavoastră doriți să ați decizi... Nu. Eu am spus care a fost motivul. Deci eu am văzut ieri cer prin corespondență și am zis nu bine ar fi să le dau și vă rog la casă, pentru că documentele complete. Durează prea mult și crește iarba prea mare. Prea mare, da. Am și eu o problemă, dar cu vârful așa. Deci, dânsul se gândesc în tine pășurile, da? Să depună apelul la APE, să iei subvenții. Dar se prevede să facă și spațiile să facă amenajări, să facă îmbunătățiri? Ce prevede contractul? Da, păi asta vreau să fac. I-am dat omului, nu i-am dat ce să facă. Dar pe care l-au avut înainte, au făcut? Au făcut. Au dat. Vă verificați cineva? Și-au plătit? Păi nu știu. Ce speră? Previdența? Izraelul. Păi doar nu-l bani, acum să lucru. Da, dar ți-a bani, nu trebuie să ți-o țină 7 milioane. Nu, dar ăsta-i preț nou. Deci de acum încolo, intră pe prețul ăsta, trebuie să-i stabili de angajamentul pastoral. Să știi că anul ăsta este de banii ăștia? Da. Știu, bineînțeles. Dar și ca și-o crescut de la 10 la 20, domnul era. 375.000 de lei, de plicioare. Și cine dacă vrea să crea să mai dai? Ai prețea că dă banii ăștia, când plica cu ursache, că nu mai plăte bani nici altă. Păi nimeni de plușurile, cum adică? Domnul Erache, vă rog, vă plăti, pentru că subvenția de la APE era un politică ei. Și ea mult mai mult decât trebuie de nou. Subvenția la APE pe hectare la pășuni este 600 de lei și era 300 la primărie. De ce nu cheltuie niciun bani, de fapt? Și mai e și pe subvenția pe capul și pe țap, iar și pe asta. Deci nu îi pierde, nu aveți grijă, chiar și-a făcut capul. E bine. Eu nu văd că eu am făcut. Adică vă întreb primăria Caraba și ce care e chiar de așa, sunt niște acolo și iau mangalamente, făcut, ca să te stau prin contract. Dar lucrările de fertilizare și le fac tot timpul ambii și au făcut și vocea ta spunea că are îngășămintea. Eu vreau să mă spun că acum când se duce îngășămintea la dată, nu știu, am o sionță. Păi, domnul primar a dat dispoziție. Vreau să merg și eu până. Deci mă spun că acum. Vreau să fiu amutat când se dă întrebările. Ține că trebuie acolo de ce prima. Păi nu știu, trebuie să trebuie să-l tipă. Lasă-mă, nu vei să fac o amândoi cu acolo, vinde să-ți facă. Nu știu, eu am spus. M-am amutat când se dă întrebările. Vreau să fie pe acolo. Domnul Păsine, vorbiți-ne. E legătură cu domnul Dmitri, domnul Dmitri, să-i arunce ziua în care s-a dat cu terenul. Haideți să închideți. El are președinte, așa spus că mă s-ar duce o singură dată pentru oamenii suprafeții. Îi dă suprafața asta lui sau nu îi dă. În cazul de față, îi spun tu de ce dă spre suprafața asta. Vom vedea ce o face cu celelalte de două cele, pentru că ei sunt incomplete. Adică post. Deocamdată sunt incomplete, pentru că nu avem ca ei sarcini, nu avem... Nu, nu, lasă-mă de vreme, pentru că la cele nu sunt incomplete. Au depus o cer și atât, dar nu au venit cu codul exploatației de la doctorul veterinar. Aia a venit în urmă când îi pune oferta. Domnul primar! Și acum ar fi trebuit să le pună, pentru că în momentul în care spune că nu e cererea conformă... Nu, legea nu spune așa, doar. Dar lege, doamna secretară, proprietatea privată chiar nu este asigurată deloc. Absolut deloc. Și mă uitam așa, am vorbit și cu ei uneori, poartă oile peste tot, prin vii la oameni, pe lucernă, nu? Nu știu, ce ne uităm în lege, îi dai judecată civil. E legea Gheorghe, a gâtei, că asta așa se folosește cu ei. Eu le-am mai explicat lor și le-am spus profesor, dacă mai călgați-o, dar o să vă moară animale. Deci am înființat o cultură nouă și efectiv ne-au distrus-o.
Noi nu le putem impune lor, căci că nu avem niciun drept să-i impui, ci că te duci la poliție, poliție spune că e stare civilă, te duci la judecătorie, omul se lasă în rame. Nu dai seama că minte, vine ăla cu 500 de cabri și lor. Care de posesie? Cum adică? Care e tulburare de posesie, dar nu te ajută, nu există România așa. Ce spuneți dumneavoastră, ce spuneți mie acum, e tulburare de posesie și distrugere, sunt fapte penale, poliția ar trebui să se implice. Dar nu de acolo. Da. Deci eu vă spun... Adică noi puteam lua Consiliul Local o hotărâre prin care să conform legii, să ne mai lăsăm să circul prin sat sau pe undeva, până la întâmplarea, dacă ai animale, frate. Nu că-ți filmăm lucruri. Păi nu, nu că te zau la aici. Nu, 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 să și bătăie. Las că nu mi-e frică mie, că eu am 130 de chestii. Așa. Doamne, pastele sau uniți am atribuit asta, cum îi zice, pășunea primăriei, păi stai acolo, frate, te înțeleg că trebuie să te duci la tranzitet, dar asta nu înseamnă că acum, frate, toate tarale și peste tot, ei până acum, vreau să vedeți cât de arată, că m-am fugit după eu, fugit unul de însă, nu mai trebuie. Nu se poate așa. Că nu dă nimeni cu mătura la banii de aia care o urmărești. Singura chestie care asta să-ți pui pui amenzi. Atât, altceva mai ce se face. Da. Și asta s-ar trebui să stabilim. Că, poate, trebuie să stabilim și la gunoaiele astea până la urmă. Trebuie să-mi rupi învuța de la gaf. Nu se mai poate de ani zile. Toată lumea aruncă gunoaie peste tot. Peste tot, unii și cum. L-am văzut special pe unul. Și azi, bă, tu ești gospodar. Mai zici că ești gospodar. Mergeați cu mașina pe Răcăciuni, o la punga și aruncați-o din nou. Dar vreau să-l filmez, să vi-l arăt, n-am avut cum de cea cărbul ăsta. Cine, domnule? Cei care nu plătesc, nu pot să te oprunuți de plăi cărbul. Pempăș! Aruncat zilele. Nu da. Efectiv, din mașină, domnul primar, aruncat mine și-a aruncat-o pe geam. Păi cum ăla chiar? Dați-le nu. Vreau să plăi eu, dar nu avem nicio sancțiune. Degeaba, vă spun că nu am stabilit niște sancțiuni. Nu au pot să-i fac sugrează. Doamne, e ca acolo un râpatul, s-a întâmplat sau undeva. Trebuie discut în prevenție. Dureros că să ai domnul la subiect. Sunt două trebuie la viețile de aici. Subiectele să ne-am discutat la anume de la viețile. Da. Am supunat la vot în proiectul numărul 11, da? Da. Este pentru? De acord. Astea sunt tot problemele noastre. Da, acum vreau să trecem la diverse. Cine îți dorește să se scrie la... Eu am o problemă. Domnul Ionache. Domnul primar să-și plec imediat. Domnul Ionache. Mă refer la apă, n-am zis nimic, am atâta mai nevoie așa. Dar și lumea se va pune gândire, cu o să nu am nimic. Putem? Să vorbim că de unul sunt de suprapoare. Vorbesc singur. Nu vorbesc singur, vorbesc dumneavoastră. Referitor la apă, de ce nu putem să stabilim cotă de apă pe persoană și diferența, să majorăm prețul, cum spunea domnul Pișcu mai acum vreo câteva zile, la duminică. Să mă ajungem prețul la apă. Să facem prețuri diferențiate. Pe persoană. O cantitate de apă pe persoană și dacă consumul mai mult, să pădească la un lucru. Păi, spune, doamnă secretară, este legea aia care spune că trebuie să facem diferențe de preț între cetățeni. Ce am văzut? Cu unul consum, mai mult, altul mai mult. Doamna secretară, de o marșă. Este vorba de o persoană. Eu consum 10 metri cub pe lună. A stabilit că, domnule, dau 200 de litri să te speli pe zi. Dar sunt persoane care consumă 300 de metri cu și plătește 2 lei. Dar omul stă toată ziua în pasul. Noi când am făcut serviciul ăsta de apă când am înființat. Doar apă metru? Ba da, doamna secretară, dar serviciul de apă spune clar, e folosit. Și domnul Mișu și domnul Ionache spun că după 10 metri cubi consumați de o persoană, care înseamnă 10 tone, da.
Intri la alte costuri, pentru că atunci tu faci alt business cu apa. Ori uzi, ori construiești. Da, deci când s-au înghețat servici, așa au fost. Un metru cub, un leu, nu cum era, un leu metru cub. Adică mi se pare normal. Dar la secretarul meu, dar că sunt o modalitate. Pentru că dar este această apă este apă menajeră, nu este folosită apă industrială. Da? Omul își poate mașina în fața omului. Păi în momentul în care noi, asta ce să vă explic, că în momentul în care noi recunoaștem că folosim, că furnizăm apă industrială, intrăm pe altă legislație, păi, dar nu alte standarde, alte... Nu știu cum nu recunoaștem, doamna secretar. Dar nu recunoaștem, nu recunoaștem. De ce nu înțelegeți? Nu o faci. Tarife diferențiate nu se face. Cum le faci? Dar nu contoarul spune tot. Exact. Păi dacă tu consumi 50 de metri cu... Dom'le, cât îi costă la apă? 50 de metri. Omul plătește și primește apă potabilă de la rețea. Doamna secretară. Și parametri. Doamna secretară. Eu sunt 3 persoane în casă. Am înțeles. Un îmbălaș? Da. Și eu te pot scurta. Doamna secretară. Sunteți 5, doamne, mai bine. Exact. 5, poftim. Băi, a doi fac jumate. Da, 5. 5, da. Bun, 5 persoane suntem în casă. Eu consum apă pentru baie, pentru spălat farfurii, pentru spălat, mă rog, în casă. Nu consum altceva. Iar vecinul meu de alăturea, nu, nu-l am, dar presupun. Vecinul meu de alăturea folosește apa la irigat. Deci are grădină. Irigă, face recoltă, o duce la piatră, o vinde, lui îi convine să plătească tot 3 lei, cât plătesc și eu. Care exact. O folosesc numai pentru consumul meu propriu. Îi convine și lui să plătească 3 lei. Și atunci am fost așa. Eu voi iniția un proiect hotărât pe obședința următoare. Cu ajutorul meu. Am așa. Pe persoană. Eu sunt 5 persoane. În caz, doamne, cât? Nu se stabile. Doamne, 2 metri cub de persoană. Exact. La 5 persoane, 10 metri cub. Este 10 metri cub, plătesc cu 7 lei sau 8 lei. Eu știu că tot stabilim aici. Și atunci nu se mai convine lui ăla. Nu se mai convine lui ăla să-i consume apă la indicat. Exact, da, da, nu că folosesc. Asta e problema. Da. De ce se folosesc? De ce? Ăla nu se mai convine să-i ridici cu apa care plătesc. Că eu am fost la o persoană aici în comună, nu spun unde. Și am văzut în curs de un furtun de 2 țări. Nu furtun, nu furtun. Ți-a putea asta care spune pe pământ pentru așa. Și zic, băi, dar o folosești pe asta la apă? Da, uite, să duci pe mandialul ăla la lucru. Cum duci pe apă? Tu mă acolo duc. Și acolo și așa. Păi am un bazin de 4 tone acolo și îl umplu cu apă și dau drumul să curg la vale. Și în vie, și în pământ, și în livadă, și în coji, și în mână, bă, tot ce. Păi nu-i normal. Păi 4 tone de apă înseamnă 12 lei. Păi nu, lui convine să plătească apa asta cu 3 lei. Dar eu cu bazinii care mă folosesc. Nu poate unii preț de 3 lei într-un caz. În niciun caz nu poate unii preț de 3 lei. Dar nu va rămâne nici 3 lei, dar nu va rămâne nici dacă va plăti încă, păi, pentru că... Păi lui a, de ce mai s-a mai făcut noi un curs, domnul primar știi? Nu ne ajungea doamna secretar apa. La costul prețului la apă lucrează domnul primar. Știu, știu. Așa, eu adică noi spunem consilierii, apa menajeră folosit în scop menajer. Nu în scop industrial. Apă potabilă. Apă potabilă. Apă potabilă. De ce, dacă citiți contractele alea care le am făcut noi. Eu așa cred că sunt în contract. Păi e contract. Nu-i vă masca. Pentru că, domnule, peste tot scrie și în regulamentul ăla, când l-am aprobat ROF-ul, serviciu, scrie că apa este doar pentru un scarnic. Exact așa, asta e scrisă. Pentru că bazinul, doamna, are 300 de metri cub. Și ăla sunt pe drăgușat 200 și vreo 70-80. O familie, dacă deschide o tonă, însemna un metru cub, s-a dus apa. Dar ăla care își permite să țină irigațiile pe culturi, îi convine că 3 lei metru cub, o tonă de apă, dați seama? Cum sau la nivel de zi, 10 tone de apă, și 30 de lei. O să mă înțeleg. O să vedeți că există. Eu am solare, dar nu se scapă. Vă iau din pârâul, normal și ar trebui să plătesc undeva la apă. Nu vine nimeni. Pentru că folosim apa, vă da direcție. Ar trebui. Ce, că nu vine nimeni de la sedia? La sedia, nu vine. Că aia care au grădina lângă stația de epurare, nu, e un casat, dar de fiecare dată sunt și amenințat. Da. La gerbi, la... Da, da. Care... Sau acasă, am și acasă. Acasă am două fântâni pe care le folosesc.
Că nu permiți, cum să ud eu de la apa cu privești, iar normal, că sunea ala. Pot să trag la zi, am 1400 de metri pătrați de solar acasă și aș putea ud. Nu mi-am permis și nu permit. Pentru că vreau să mă spăl, vreau să am apă. Nu știu ce era vorba, dar acum că am înțeles, într-adevăr, există și această posibilitate. Dar lăsați-mă să văd temele ilegale. Poate să mă interesez. Sigur, de fapt, am impresia că atunci când ne treabă perfectura ce hotărâri am aplicat și dacă așa l-am răspuns, el a spus că am aplicat, că avem preț de 1 leu la metru cub și al doilea metru cub era 3 lei, nu zic că faceți... revocare? Da. De asta îți spun. Dar nu vă descurajez de... Să caut. Dar după asta trebuie să vă explic, domnul primar. În mod normal, vorba de servicii publice, asta vreau să spun, da? Nu cred că se poate prețul diferențiat. Intrăm la alte categorii, dar lăsați, nu vă spun 100%. Lăsați-mă să mă documentez. Din câte știu eu, nu se poate acest preț diferențiat. Dar, feric. Dar e normal ca să speli mașina. Să speli mașina în fața. Așa nu se poate întâmpla și la oraș, gândiți-vă, da? Că sunt unii care au dat. Dacă v-ați amintești... Au fost unii care au dat nimeni. Erau rădinile. Da, mă, de la oraș mașina se spală la spălătorie, de-aia plătesc taxă, plătesc impozitul. Dacă s-a dus și la Pășunat, când era, nu mai știu cine era cu ele, pe Pășune, și vineau ăștia de la Dumbrava cu Ion Doanu, cu vinea ei cu voi de la Dumbrava și am pus noi preț pentru ăla de la Dumbrava, nu știu cât. Mi-au dat în cap prefectoarea când a văzut hotărârea. Dar îți spun apoi, vreau. Da, deci nu-ți permite, dar o să verifici. Dar verificați ca să... Dar e o chestie logică. Apa de consum poate fi folosită și în alte scopuri? Pe aici nu putem să aici fie varianta asta? Trebuie să dovedești. Păi cum îi dovedim prin popular? Este logic. Este logic. Este logic. Nu da, mă, dar o persoană folosește 30 de metri cu formul ăla. 30 de metri cu formul ăla. Nu știu cum te-o faci, nu s-a vânat. Dom'le, dacă mai mănânci o fasolă, mai nu știu ce, hai că te înțeleg că te duci la WC-ul de 3-4 ori pe zi și pe aia. Dovedi și noastră că nu a avut o detecțiune în mare. Da, mă, vorba să nu știu ce litri are ori. Eu cursa. Hai 50, hai 50, hai 100 în baie. Soarea portabilului de la școală a fost plecată la București din toamnă, o ia fetele la București. A avut o avarie la apă, după apă, dar după apă pentru mult, undeva prin jurul casei. Și toată iarna i-a pus acolo câte un pic, câte un pic, câte un pic, câte un pic. Și când s-a dus Florin să citească în primăvară, domnul contar la școală și-a pus cu noi că vedem, trebuie să dau țavani. Vă vedeți să scutesc, eu n-am cum să te scutesc. Așa, să inițiez un proiect de autorere, să mă duc în fața acolo și să spun ce? Că de neglijență nu s-a izolat... Exact, domnul primar. Exact. Nu, am pățit-o și eu, la bloc, da? Am avut-o... Și am pățit-o acasă. Domnul, am plecat în concediu și am lăsat pe omul respectiv. Și omul, bineînțeles, că s-o dus și-o zis. S-a dat omul la care nu avea nicio legătură. Și-o cursul noapte, treabă de fel. Și trebuie să citească apometul. Băi, dar unde am fost sumat? Da, dacă nu mai aveți un primul aș intra în primul aș intra în primul aș intra. Dar aveți cuvântul, domnul Panaiti. Am vorbit dumneavoastră. Haideți să facem izvorul ăla funcțional din PDJ 206, acolo la Codori. Am mai spus în altă ședință, cred că s-a avut o discuție de-a noastră, că în momentul în care se ajunge cu construcția drumului acolo, o să încerc. Băieții noștri, vă mulțumesc, dar nu poate mai dă, iar vă mulțumesc. Roabă de ciment. Să facem funcțional izvor cu apă rece de la Ciușmea. E o Ciușmea undeva pe zi. Da, rețea aia nu mai funcționează de 5-6 ani de zi. Vă răspund eu. Acum doi ani m-a pus domnul primar acolo să facem așa. Nu am găsit țeava. Nu este țeava. Nu știu. Acum? Nu am găsit țeava care alimentează de la bazinul de mădurii până la Ciușmea. Nu, dar nu este. La suprafață. Foarte adâncă. Și încă o întrebare, domnul primar, dacă cumva aveți... N-ai să poate și nu. Să facem o eliminatul pe mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul primar, așa, a spus domnul primar. Și cum semnez? Opinia dumneavoastră. Vezi că în momentul când se va ajunge cu lucrările drumul în zonă, cu ajutorul construitorilor să încerc să iau legătura pe ăla, că poate lucra cu niște betoane să încerc să te vii acolo, o să luăm o țară și să încerc să-l faci funcțional. Mai ales că acolo va fi și parcare. Amenajată. Cu ajutorul unor cetățeni din Rădoaia care îți mai bine și spuși cu buzunarul mai bine, care vin să-și colau acolo, s-ar putea face. A doua întrebare, când
atunci să-ți copii domnul Vici din Curcătării. Dacă cumva ați făcut documentația pentru iluminatul public și casnic... E trebuit să la Deurgați, trebuie să iau legătura cu ei să văd ce soluții dă. E vorba de strada Fac,